Dacă sunteți avocatul sau avocata, nu, avocatul clar că n-are angajat o femeie, dacă sunteți avocatul lui Michi Neamțu, vă salut cu respect, vă admir foarte tare că îl stoarceți de bani pe intelectualul ăsta coclit. Ce să zic, stoarceți-l de bani în continuare, eu n-am o problemă, dați-mă judecată, ne vedem la tribunal, voiam doar să știți că respect orice om care stoarce de bani oameni ca Mihail Neamțu și îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră că trebuie să stați să-i citiți toate chestiile pe care le are desemnat, că cât poți să stai să urmărești cu degetul, că n-are ția bancă să-l taxați pe oră. Bun! Vreau să mă uit la Referendum, așa se numește emisiunea de la TVR1. Este o emisiune de tip dezbatere, în care se cheamă oameni și se dezbat chestii. Și dezbaterea de această dată este: sunteți de acord cu dreptul la avort? Iar în această dezbatere a fost invitat nimeni altul decât Michi Neamțu, cine altcineva, plus alte persoane din societatea civilă. Urăsc acest termen. Hai să vedem că ar trebui să ne prezinte aici. Și de ce ne uităm? Pentru că Michi Neamțu s-a făcut de râs cum o face absolut de fiecare dată, numai că este o facere de râs monumentală. Agudă, cu cine e el ca persoană în general? Hai să vedem! Bine v-am regăsit la Referendum astăzi despre cea mai nouă și dură controversă din Statele Unite, ale cărei efecte se resimt și în Europa, disputa legată de dreptul la avort. Vă reamintesc povestea pe scurt. Zilele trecute, Instanța Supremă din Statele Unite ale Americii a anulat o hotărâre de acum aproape jumătate de secol, care garanta dreptul femeilor de a alege dacă fac sau nu întrerupere de sarcină. S-a stârnit un adevărat tsunami de reacții peste ocean, cu undă de șoc rapidă în Europa. Parlamentarii de la Bruxelles s-au mișcat exact în sens invers și au dat un vot covârșitor pentru includerea dreptului la avort în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Bazat. Altfel spus, dacă peste ocean nu mai este drept național la ora actuală, atunci să fie consfințit la nivelul Uniunii Europene. Nu va fi ușor însă, pentru că e nevoie de unanimitatea voturilor țărilor membre, dar controversa a fost relansată și este întoi, inclusiv la noi și mai ales pe rețelele sociale. Haideți să vedem formula de invitați și o să începem cu Diana Oncioiu, jurnalist la De la Zero, publicația De la Zero. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. E tare De la Zero, recomand. Bună seara. Apoi o avem pe Oana Băluță, cercetătoare specializată în gen și politică, profesor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București. Și Oana Băluță. Mulțumesc de asemenea, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Elena Cilibiu, activistă pentru drepturile femeilor de la Centrul Filia. Bună seara, mulțumesc. Bună seara. E Andrada de la Centrul Filia care a fost și aici cu noi pe stream. De partea cealaltă, tabăra anti-avort, domnul Mihail Neamțu, scriitor și teolog. Tabăra pro-viață, mulțumesc. Ce mizerabil mi se pare căcatul ăsta, tabăra pro-viață, pro-viață. Că nu e așa, femeile care fac avort omoară. Sunt ucigașe. Dar cum reușește să se facă de râs din secunda care deschide gura? Tabăra pro-viață, guys, da? Să nu mă confundați cu astea, da? Și Alexandra Nadane, director executiv la Centrul de Consiliere pentru Părinți și Copii Sfânta Alexandra Împărăteasa. Să completăm, cum spuneam, această echipă cu Manuela Hărăbor, actriță militantă împotriva întreruperilor de sarcină. Și ceva mai târziu vom mai vorbi și cu o mamă care are 9 copii, vom vorbi și cu un medic renumit, chiar președintele societății. What? De ce vorbim cu what? De obstetrică și ginecologie, dar să le luăm pe rând cu noi acum și Manuela Hărăbor în această parte a emisiunii. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație! Haideți să începem! Diana Oncioiu, care a studiat foarte temeinic acest fenomen. Nu neapărat fenomenul, hai să spunem că am studiat o perioadă în care avortul a fost interzis în România și consecințele care au fost pe termen lung și pe termen scurt și pe termen lung. Deci fenomenul interzicerii. Da. Am avut 22 de ani. Să nu uităm. Sau ar fi bine să nu uităm. Concluziile actualizate, datate, să spun. Aș vrea să încep prin a spune că povestea asta cu pro-viață cumva ne poziționează pe noi anti-viață, ceea ce este fals. Nu, mișcările pro-viață sunt mișcări anti-avort. Asta trebuie să fie clar. Doar că e cosmetizat un pic discursul, să sune mai bine. Revenind la dreptul pentru avort, aș vrea ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că dreptul la avort nu înseamnă că femeile vor face avort pe bandă rulantă. Înseamnă că femeile care doresc să facă avort vor face această procedură în condiții de siguranță
siguranță fără să-și pună viața în pericol. Și spun asta, subliniez asta cu viața în pericol, pentru că totuși ar trebui să știm că avem 22 de ani în care avortul a fost interzis și asta a însemnat 10.000 de morți, 10.000 de femei care au murit și este cifra oficială. Neoficial s-ar putea ca cifra să fie dublă. Un al doilea cuvânt legat de avort. O să auzim probabil aici și e adevărat, avortul nu ar trebui să fie folosit ca metodă contraceptivă. Dacă ajunge însă să fie folosit așa, soluția nu este interzicerea lui și nu este vina femeilor că ajung să-l folosească așa. Este vina statului care nu oferă acces la educație sexuală și care îngreunează accesul la metode contraceptive. Se întâmplă în 2022, nu vorbim. Pentru că pe studii, probabil o să zică și fete chestia asta, dar pe toate studiile vrei să scadă dramatic numărul de avorturi? Educație sexuală. Nu este nicio metodă mai dovedită că funcționează ca să scadă numărul avorturilor decât educația sexuală. A.K.A. oamenii folosesc prezervativ sau alte metode contraceptive și nu se mai fac avorturi pentru că lumea nu mai rămâne gravidă. E atât de simplu. Este singura metodă care a funcționat dintotdeauna de prevenire a avorturilor. Punct. Efectiv punct. Perioada comunistă. Trei la mână. Dreptul la avort n-ar trebui să aibă, sau discuția despre acest drept n-ar trebui să aibă nimic legătură cu religia sau tot felul de alte vederi filozofice. Decizia unei femei de a nu naște n-ar trebui să fie treaba legiuitorului, ar trebui să fie un principiu de bază al organizării noastre sociale, pentru că atunci ce facem? Legiferăm în fiecare stat în funcție de credințe religioase? Asta se întâmplă în Statele Unite, în momentul de față, legiferează în fiecare stat în funcție de anumite credințe, nu știu dacă neapărat religioase. Tocmai, da, sunt religioase. Ceea ce se întâmplă și în Uniunea Europeană în momentul de față, că sunt să ne gândim la această suprastructură statală, Uniunea Europeană, sunt țări care au legiferat dreptul la avort și altele ca Malta, Polonia, care au legiferat interzicerea avortului. Da, și în Polonia este o chestiune strict religioasă care duce la moartea unor femei. Înainte să înceapă războiul, aveam impresia că discuția asta a dispărut. Discuția asta a existat, doar că acest război din Ucraina cumva a băgat cumva discuția sub preș, dar în ianuarie sau februarie, o femeie a murit în Polonia pentru că i s-a refuzat acest drept. Pentru că dreptul a devenit din ce în ce mai, de fapt nu restricționat, chiar aproape interzis, inclusiv pentru cazuri precum ar fi violul sau dacă există malformații sau e pusă viața în pericol. Da, deci nu vorbim de situații excepționale. În această emisiune încercăm să ne concentrăm pe ceea ce constituie substanța dezbaterii pro-contra avort în... Ce faci cu aia? Pro-contra avort, dar ce faci? Tai argumentul de la... Nu lași să termină argumentul? Ce te fă pe tine că e argumentul prost? Nu asta e ideea unei dezbateri, ca fiecare să-și facă argumentul? În general, nu încă situațiile care se consideră excepții. Bun, pentru moment mulțumesc. Okay. Haideți să încercăm să dăm un ritm așa, să fiecare să aibă o intervenție scurtă și apoi vă puteți da replica. Ce format de căcat. Și vă invit să vă dați replica unul altuia. Alexandra Nadane, te rog. Bună seara. În primul rând, felicitări pentru deschiderea de a organiza o dezbatere pe acest subiect. Se pare dacă că e nevoie... Dacă cine? Televiziunea... Ia, uite, exact ce ziceam, pupincurismul la Ceaușist. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, în special pentru găzduire și efortul pe care Televiziunea Română l-a depus în tot acest răstimp pentru a promova recensământ. Deci asta de la Centrul Național de Statistică mulțumește televiziunii de stat că a promovat recensământul. E gen în interesul statului să... E efectiv pupincurist de la Ceaușist. Mulțumim partidului! O, domn prezentator plătit din banii statului, mulțumim, dar mulțumim că faceți asta pentru noi. Publică trebuie să o facă. Se pare că e nevoie de astfel de situații de criză, astfel încât să mai vorbim în mod onest în spațiu public despre avort. Avortul este o problemă care m-a afectat în ultimii zeci de ani milioane de femei, milioane de bărbați, milioane de familii. What? A afectat milioane de bărbați? Cum a afectat avortul milioane de bărbați? M-ați menționat că în această seară se desfășoară o dezbatere între tabăra pro-avort și tabăra anti-avort. La începutul oricărei dezbateri, așa cum este firesc, e bine să definim puțin termenii și poziționările. Și anume să ne gândim dacă, unu, dacă astea sunt singurele poziționări și, doi, cum se raportează aceste poziționări la problematica sprijinirii femeii, respectiv la problematica sprijinirii copilului. Și am folosit, în general, la emisiune, folosim un limbaj cât mai accesibil populației, ca să înțeleagă tot omul despre ce e vorba. Și de aceea vă rog să vă duceți tot așa, cât de simplu, cât de... Pentru că problema este de maxim interes și pentru oamenii care n-au, sau poate chiar acolo se întâmplă multe dintre aceste situații, în zone cu puțină educație sau eu știu unde... Da, este foarte important să explicăm aceste tipuri de poziționări foarte bine. Și așa mai departe. Da, da. Este foarte important să... Wow, de enervant! E cu atât mai enervant că e la TVR. E cu atât mai enervant că asta fac pe banii mei. Pe banii noștri. Cum aceste tipuri de
poziționări. În primul rând aș vrea să spun, să menționez că și cei pro-avort și cei anti-avort doresc să ajute oamenii, doresc să facă bine. De ce eșuează ambele părți și de ce sunt în conflict? Pentru că nici unii, nici alții nu-și dau seama că ei de fapt nu vor tot binele care este posibil. Adică, ce emoții are, tot cum îi tremură mâinile. Cei pro-avort vor să ajute femeia să scape de problemă și să se opresc aici, iar cei anti-avort consideră că ajută copilul lipsit de apărare și se opresc aici. Și am aici un grafic pe care aș vrea să vi-l prezint pe foarte scurt. O să vedeți că de fapt există patru tipuri de poziționări. În partea de sus este poziționarea anti-avort, care înseamnă... Nu știu cum aș putea să... către cameră, dacă să vadă și telespectatorii totuși. A, așa, cred că ar fi bine. Poziționarea e perfect, avem și... Poziționarea anti-avort înseamnă un sprijin ridicat pentru copilul nenăscut, dar un sprijin scăzut pentru problemele femeii. Cu alte cuvinte, atunci când cineva se poziționează anti-avort, îl interesează... Anti-avort, sprijin ridicat pentru copil. Pro-viață. Deci pro-viață e... Doamne, ce mizerabil sunt acești oameni, coaie. Deci pro-alegere, în care practic lași persoana să aleagă să facă ce vrea cu viața ei. Mai zici că e un grafic de la corporație care încearcă să mă prostească să cumpăr ceva. Deci pro-alegere, când de fapt lași persoana să facă ce vrea, e sprijin scăzut și pentru copil și pentru femeie. Și pro-avort e sprijin doar pentru femeie. În timp ce pro-viață e sprijin și pentru copil și pentru femeie. În caz că nu înțelegeți, nu înseamnă nimic aceste chestii. Stai, dar nu înseamnă nimic. Sunt doar două chestii. Ești pro sau anti? Nu e nicio diferență. Ești pro sau anti? Și desigur poți să fii pro-avort, dar nu știu, sau, nu, pardon, poți să fii anti-avort, dar să fii de acord cu avortul când se pune viața mamei în pericol sau cu avorturile în urma unui viol. Pentru că majoritatea conservatorilor și de la noi și din alte țări nu sunt de acord cu avortul în cazul în care viața mamei este pusă în pericol sau cu avortul în cazul în care copilul respectiv este rezultatul unui viol. Îmi dai curios dacă pun și problematica asta în discuție cu violurile și cu viața în pericol. Să se nască cât mai mulți copii, dar nu-i pasă de problemele femeii în mod real, nu-i pasă de nevoile femeilor în criză de sarcină și de aceea sprijinul este scăzut pentru femeie. La polul opus sunt cei pro-avort care spun că se interesează de problemele femeii, însă se interesează foarte puțin de nevoile copilului, de nevoia ca el să fie susținut, să se nască. Nu este un copil, este un spermatozoid puțin mai mare. Nu este un copil. Bă, da, de ce nu-i pasă nimănui de toți copiii pe care îi omoară de fiecare dată când îi iau la labă? De ce nu-i pasă nimeni de toți, de câți mii de copii acolo? Mii de copii acolo. De ce nu-i pasă? Alea cu numai de spermatozoidul ăla puțin mai mare din burtă. Ce mie îmi pasă? Asta e un discurs super periculos împrumutat din state. Ne zice Andrada, care e aici la dezbatere. Dar tot discursul e împrumutat din state, din păcate. Alexandra e școlită bine. Ea coordonează România pentru viață și marșul anti-avort. Coordonează un centru de criză de sarcină finanțat de Becali. Nu fie checi, dar e periculoasă. Da, păi se vede din căcatul ăsta de argument mizerabil. Să ficeze de dreptul la viață. Avem în partea de jos atitudinea pro-alegere, care înseamnă un sprijin scăzut atât pentru femeie cât și pentru copil. De ce această variantă pro-alegere nu este soluția care uneori este împărtășită de mulți oameni, pentru că a spune femeii că te sprijin orice ai alege este insuficient, e o dovadă de eșec. Pentru că atunci când îi spune unei femei, tu ești liberă să alegi, dar de fapt foarte multe avorturi se fac la presiunea bărbaților, era o discuție în culise. Doamne, de ce le place bărbaților să vorbească despre avort pentru că pe ei nu-i privește? Realitatea și mărturile arată că cel mai multe avorturi se fac la presiunea bărbaților. Și atunci a spune unei femei că ești liberă să alegi, dar a neglija criza de sarcină, bătăliile din sufletul unei femei, a neglija faptul că multe avorturi se fac la presiunea bărbaților. Deci mai bine să nu aleagă, să nu mai dea presiune bărbatul, să-i dea presiune societatea să facă copilul. Așa e mai bine. Alegerea ta cu liberul arbitru al tău, bad, nu e bine. Asta e cea mai nasoală, îmi place că au pus-o acolo. Cea mai nasoală variantă. Aia e cea mai rea. E mai rău decât să fii pro-avort aia. Deci să faci ce vrei tu cu tine, cu corpul tău, cu viitorul tău, rău, pentru că ești influențat de bărbat. Așa că mai bine ești influențat de societate sau de mea, de deștepții din platou. E ca și cum te duce la un elev și îi spune tu ai dreptul să alegi dacă înveți sau nu, dar nu-i dai profesor, nu-i dai soluții, nu-i dai opțiuni de sprijin. De aceea, varianta, atitudinea, opțiunea pe care o promovezi este atitudinea pro-viață bazată pe sprijin, o atitudine în care te interesează de femeie. Te interesează deopotrivă și de femeie și de copil. Explicăm în detaliu.
deci cum exact nu te interesează de femeie în pătrățelul pro-avort? Mi-am dat seama că femeia asta trebuie să vină cu desenul de acasă ca să zică cel mai basic căcat. În următoarea intervenție, ce înseamnă acest interes pentru... Nu e centristă, încearcă să pară cizelată, dar e în mod evident anti-avort. În opinia dumneavoastră, deocamdată să punem, cum să spun eu, un accent în acest moment, doamnelor și domnilor, și să reamintim... Realitatea și mărturiile arată contrariu, vreo 3% dintre avorturi se fac la presiunea al cuiva, discursul despre femeile care omoară copii pun mai multă presiune pe ele să păstreze sarcina. Da, normal, păi da, asta este primul căcat care ți apare în familie. Păi, ce faci? Avem o întrebare pe care da, v-am efectiv, adresat. E noua, da, măcar dar fi, nu, că Ioana Picoș avea mai mult flair. Asta săraca e tremură din țingură. Puteți vota la întrebarea, sunteți de acord cu dreptul? Și avem o foarte multă dintre cei care au votat sunt de acord cu dreptul la avort, 16% nu sunt de acord, 2% nu mă interesează. Neamțul l-a întrebat înainte pe un moderator dacă au cumva un clip cu un copil avortat. Îmi place mult cum toți conservatorii ăștia arată la un moment dat această poză cu un fetus la 7 luni, 8 luni, 9 luni, care a fost avortat din cauze medicale, în sensul că era pus în pericol viața mamei. Se întâmplă și oribil. Și pun asta, poză cu fetusul la 7 luni. Uitați cum arată! Uitați cum arată un copil la 2 săptămâni! Vreți să-l omoriți? Gen, copilul la 7 luni. Uitați cum arată după doar 2 săptămâni! Voi nu știți, dar gen, un fetus avortat era atâta. Da, e cât asta. Două ori. Bună seara! În primul rând, eu nu sunt o militantă din niciun punct de vedere și pe niciun subiect anume. Eu sunt un creștin ortodox, sunt un om care conștientizează că este creația lui Dumnezeu și nu pot fi în asentiment decât cu cei care promovează viața, care sunt pentru viață. De asta Alexandra Nadane spunea foarte bine, taberele nu sunt tocmai corecte, nu putem vorbi despre pro-avort sau anti-avort. Noi vorbim aici despre viață și vă spun că pe mine mă surprinde în mod neplăcut felul în care se pune problema în ultimii ani, în ultimii zeci de ani, cum mai abitir așa, în ultimii 10 ani, să spunem. De ce te-ai strâmbat când ai zis că e creștin ortodox? În primul rând de mă treci strada și în al doilea rând nu m-am strâmbat la creștin ortodox, m-am strâmbat la conceptul de viață, că e pro-viață. Viața începe când iese primul spermatozoid din uretră. Atunci începe viața, prieteni. Dragi. Am la viață pe la mine prin baie, nici n-aveți idee câtă viață am pe acolo. E plin de viață la mine în baie. Fel de fel de organizații care militează pentru fel de fel de drepturi, pentru dreptul femeii de a face, de a drege, iată, pentru a fi stăpână pe corpul ei, militează pentru drepturile copiilor, da. Nu? Avem nemărate exemple. Doamna Hărăbun, am auzit mai devreme chiar argumentele. Este mai presus de dreptul părinților, el poate să decidă foarte multe lucruri, sunt organizații care apără copiii din punctul ăsta de vedere, dar eu vă întreb pur și simplu, dreptul copilului nenăscut încă, dar care are o viață în pântecele mamelor, cine apără drepturile acestor copii? Nu e un copil, e un fetus inexistent. E un microb, e un morg-moloc. Ăla nu e un copil, iubita. Încercăm un dialog. Iarăși este o ipocrizie. Ca și cum ai avea tenie, iubita, știi? Cum e când ai tenie? Sau nu, că e ca și cum ai avea hemoroizi. Și până la 3 luni, e un cheag. Ai un hemoroid acolo. Este o ipocrizie în lumea întreagă când se vorbește despre avort ca și când ar fi... o operație estetică de înfrumusețare. Da, de... da, toate femeile de plăcere fac avort. Era în zile trecută cu gagica mea și zice unui prietenul, hai fată, să faci și noi un avort. Haide măi, fată, acum aș face toată lumea, nu mai e așa. Mă, fată, că am eu un doctor. Incredibil nivelul de mizerie sub unghie. Îndepărtarea unei tumori care poate să lase niște amprente grave asupra. Da, efectiv așa, da. A descris bine, că gen asta e, da, poate să lase niște amprente foarte grave asupra femeii și poate să lase niște amprente grave pe tot parcursul vieții femeii și mai important decât asta, o să lase 100% niște amprente grave pe viața copilului, care este nedorit. Și un copil nedorit o să fie urât de părinții lui și o să fie neglijat și o să fie abandonat și o să fie la. Lucruri care se întâmplă în fiecare zi. Un copil este un copil. În momentul în care este conceput, are o viață. Nu poți să nu bagi de seamă și să nu te intereseze lucrul ăsta. Și vă mai spun ceva, avortul este... Bă, da, doamna
hărăbor. Vreau să mă văd luptând la fel de tare pentru dreptul băuturii kombucha. Știți că băutura kombucha are în ea niște microbi de aia care teoretic sunt în viață? De ce nu vă pasă la fel de mult de băutura kombucha? Asta e întrebarea mea. Microbii aia n-au ei dreptul la viață? Creveți aia de ți aduce toțătul la capul patului, n-au dreptul la viață? Doamne, dar sunt atât de stupid aceste argumente și mă enervează că tocmai că sunt de emoționale, they work so well pentru toți oamenii mergi la biserică. Place sau nu vă place, este o crimă cu premeditare, pentru că tu știi că ai o viață în tine și tu decizi pentru că din vari motive... La pușcărie cu ele! Că vrei să ai o viață mai bună, vrei să nu ai greutăți, nu ești pregătit, n-ai o carieră, n-ai un soț poate, nu? Și tu te hotărăști să extirpi acea viață din pântece ca să-ți vezi mai departe de viața liniștită. Pentru că nu e așa, presupunând că e un copil, el are mai multe drepturi ca tine, alrecu. Deci el cumva e pe are mai multe drepturi. Nu știu cum putea să face. E funny că toți deștepții ăștia cu Mickey Neamțu în frunte dau sus și tare. Democrație. Avem cu toții șanse egale. Avem cu toții aceleași drepturi. Dar cumva, nu știu cum putea se face, că când vine vorba de avort, bă, ăia cu fetul sola are de 15.000 de ori mai multe drepturi ca tine. Și dacă ești violată ca femeie și dacă ți-e pusă viața în pericol, bă, cumva copilul ăla morții lui, a, copilul ăla are cumva mai multe drepturi ca tine. Nu știu cum putea să face că doar în cazul ăsta funcționează asta. Dar pe urmă când vine vreun neomarxist, e supărare mare că neomarxistul are mai multe drepturi ca tine. Mare supărare. Haideți să încercăm și răspunsul. Oricare alegere. Dar în primul rând, haideți să nu fim ipocriți și să recunoaștem că avortul este o crimă cu premeditare. Atâta tot. Doamna Hărăbor, rămâneți cu noi. Mulțumim, vreau ca discuția să se... Deja se autoalimentează. Eu chiar mă extrag din peisaj și pentru că rolul meu e să fiu cât mai neutru aici, avem destule opinii, așa am și vrut, opinii diverse, așa încât haideți să încercăm să le și, să și răspundem acestor observații, acuzații dintr-o parte sau alta. Și mergem acum către cine vrea să răspundă că avortul, crimă cu premeditare, nu vă gândiți decât la viața femeii și nu a copilului nenăscut. Mulțumesc încă o dată pentru invitație, o să-mi permit să stabilesc eu cadrajul intervenției mele. În primul rând, vreau de la bun început să subliniez faptul că eu am venit aici pentru a susține drepturile femeilor. Implicit, dreptul de a face întrerupere de sarcină sau dreptul de a duce sarcina la bun sfârșit, dacă aceasta este decizia femeilor. Cred că este bine să revenim la dreptul femeilor de a decide din următoarele motive. În primul rând, femeile sunt ființe raționale. Sunt ființe raționale și sunt ființe morale. Fiind ființe raționale și fiind ființe morale, atunci ele își cunosc cel mai bine situația de viață, și cunosc cel mai bine nevoile și ele, în situația lor explicită de viață, pot să decidă ce este bine și ce este rău pentru ele. Și e bine să revenim la acest statut al femeilor, pentru că secole întregi, statutul de ființă umană și de ființă morală nu a fost recunoscut, nu a fost recunoscut în societate, nu a fost recunoscut în legislație. Și am să reiau o idee pe care a punctat-o și Diana, respectiv. Dreptul de a face întrerupere de sarcină nu este obligația de a face întrerupere de sarcină. Iar dacă o femeie are dreptul să facă întrerupere de sarcină, asta nu înseamnă că decizia respectivă este luată pur și simplu într-un anumit moment pentru că nu ai ce să faci în timpul weekendului. Da, adică aș dori să nu bagatelizăm decizia pe care o ia o femeie de a păstra sarcina sau de a întrerupe o sarcină din motive pe care le știe ea. Iar atunci când interzici avortul, de fapt, deschizi ușa morții. Asta știm. Asta știm din istoria României și asta știm din istoria recentă, fie că ne uităm la Polonia, fie că ne uităm la Irlanda. Da, știți, în anul, imediat, în anul 2012, în Irlanda a murit o femeie și a murit cu zile. De ce? Pentru că în Irlanda de Nord, avortul până în 2018 era interzis. Asta înseamnă că medicii ar fi putut să intervină, dacă li s-ar fi permis, să salveze viața femeii respective. Ce s-a întâmplat în Irlanda este că, deși o țară catolică, în anul 2018 au luat decizia de a recunoaște acest drept al femeilor de a face întrerupere de sarcină pentru a preîntâmpina alte morți. După decizia din Polonia, de fapt după deciziile succesive din Polonia, ce s-a întâmplat este că iarăși femei au murit cu zile. Au murit o femeie anul trecut, o femeie care avea în jur de 30 de ani. Dacă iar mai zici asta odată, că astea sunt cazuri... Anul acesta a murit o alta. De ce? Pentru că mâinile medicilor au fost legate de decizia statului polonez de a restricționa incredibil de mult avortul într-un stat democratic. Da, deci vreau să punctez un singur lucru, pentru că am ajuns la un moment al discuției în care fiecare parte invocă perspectiva morții, riscul morții, în apărarea poziției proprii. Pentru că vorbim odată despre ce zicea doamna Hărăbor. Da, e exact același lucru. E exact același lucru. Prezentatorul
Frate din banii noștri! Ce-mi place să zic asta. E exact același lucru. Spermatozoidul puțin mai mare de la 3 săptămâni e exact același lucru cu moartea unei femei de 20 de ani. E același lucru. Tea fătului unui copil, mă rog, fătul care încă nu e născut și ce zicea dumneavoastră mai devreme despre moartea femeilor care se confruntă cu această constrângere. Perfect, de a... ai zis. Întrerupe sarcina. Domnul Neamțu. Ca să câștigăm timpul, bună seara, mulțumesc bună seara. Pentru invitație, felicitări pentru curaj, pentru inițiativă. Dezbaterea asta era bine să, cu Biblia. Să fie purtată în ziua de 1 ianuarie 1990, când s-a legiferat din nou avortul și când România a pornit pe o traiectorie absolut catastrofică din punct de vedere demografic. Ați avut aici un om din partea Institutului Național de Statistică, care probabil că nu v-a spus ce ne așteaptă. Un rezultat foarte, foarte îngrijorător. Ce ne așteaptă, domnul Neamțu? Ia spuneți-ne. Privire la numărul de români care mai trăiesc pe acest teritoriu. Am fost 23 de milioane. Vai de mine și de mine, dacă scade natalitatea, vai de mine și de mine. Dar oare este exact același lucru care se întâmplă în absolut toate țările care încep să aibă un nivel de dezvoltare, a.k.a. bani, din ce în ce mai mulți? Măi, dar nu pot să cred. Dar oare în Germania, de ce se întâmplă chestia asta? Cred că pentru că n-au interzis avortul. Dar oare în Franța, în Anglia, în Danemarca, în Suedia, în Norvegia, dar de ce oare în toate țările dezvoltate sau în curs de dezvoltare se întâmplă chestia asta? Nu pot să-mi dau seama. Oare de ce pe mai multe statistici populația planetei se va opri la 12, mă, așa este previzionat acum, depinde ce se mai întâmplă. Este previzionat că populația planetei se va opri la 12 miliarde și până va începe să scadă pentru că atunci nu o să mai existe în acea previziune, care probabil nu va fi, nu se va adeveri, dar că atunci nu o să mai existe lipsa generală de dezvoltare din țări. Cred că România este un caz special și cred că de asta ar trebui să interzicem avortul. Asta mă fascinează la Neamțu, cât de intelectual se dă și cât de mult se preface că a citit, că se vede că nici pe aia nu le-a citit, că săracul e, nu vreau să zic că e lipsit de cultură, dar e pe acolo săracul. Cât de intelectual, cât de mult vrea, cât citează el Dostoevski și să face de râs cum deschide gura la orice căcat. Orice căcat scoate pe gură să face de râs. România este o țară specială. Știați că natalitatea scade? Da, e efectiv Cristina Ih. Care e diferența între Cristina Ih și Mihail Neamțu? Că măcar Cristina Ih e mai asumată. Și zice, uneori zice, bă, da, mai încurge din gură. Pe o sperie de Mihail Neamțu. Mihail Neamțu este efectiv Cristina Ih, dar mai neasumat. Foarte probabil vom fi undeva sub 19 milioane, iar de la Revoluție încoace au murit, din păcate, 30 de milioane de copii datorită acestor intervenții brutale. Au murit 30 de milioane de copii de la avorturi. That is just absolutely insane. Ce vrei să zică mie, Lemțu, că s-au făcut 30 de milioane de avorturi din 90 până azi? Am calculat azi, din 90 până în 2020 au fost aproximativ 8 milioane, ne zice Andrada de la Centrofilia. 30 de milioane de avorturi în 30 de ani, cu aia. Un milion de avorturi pe an. Un milion de avorturi pe an. Cum ești atât de, cum să zic, că n-am vocabularul lui de englezoi pasiv-agresiv. Cum ești în halul ăsta, man? Cum te faci de râs la fiecare cuvințel pe care îl zici? Un milion de avorturi pe an în România, prieteni. În România s-au făcut un milion de avorturi pe an. Ca e că se vede că nici măcar nu a încercat să mintă. E doar lipsit de cultură. Că altcum nu știu cum să-i zic. Unde ai fi văzut că, eu cred, dacă mă întreb pe mine, la cum îl știu eu pe Michi Neamțu, eu cred că s-a uitat pe la publicațiile lui de deștepți din state, s-a uitat la Steven Crowder, ori fi zis ea la un moment dat că în SUA s-au făcut 30 sau că, nu știu, poate, nu știu, în Europa sau nu știu. Și și-a internalizat el această statistică și acum a zis-o ca deștept aici, că de la Revoluție. Eu cred că de asta îi curge din gură, că altfel nu-mi explic cum pot să inventez numărul atât de nerealist de mare. Din motive sociale, economice, n-au putut atunci să-și asume această sarcină, ceea ce însă nu anulează gravitatea intervenției respective. Eu vin aici în fața noastră observând că sunteți viu, ca și toți ceilalți, și preopinenții noștri au... Deci sursa e Bazilica. Da, am văzut jegul ăsta. Dar nu înțeleg cum e asta. Că și aici zice, uite, exact cât a zis și Andra. 8 milioane de avorturi. Din 90 până în 2020. În 30 de ani, 8 milioane de avorturi. Unde dă 30? Că nu dă 30 nicăieri. Bă, asta e sursă de la religioși. Dar nu dă 30 pe nicăieri. Măi, vă zic eu că a văzut, el a văzut la pregă ghiu ceva și a zis, știi ce? O să folosesc această statistică și în România. Deștept. Nu dă...
Gen că a confundat el, că habar n-ai să vorbească. Vă dați seama. Dar al vieții, au darul inteligenței, au darul frumuseții. Eu celebrez viața. Întrebare România, legată de intervenția precedentă. Celebrați și despre viața... Despre Polonia, nu reprezintă cu Polonia. Vă rog frumos. Și viața femeilor moarte din Polonia, deci, despre care vorbeau. Nu mă puneți într-o discuție despre Polonia, că nu-i cazul. Eu vin aici ca un om care gândește problematica vieții, fiindcă am făcut studiile de filozofie pe care le știți. Am în mână, aș putea să ce studii ai făcut încât te faci de râs la fiecare cuvânt? Mai cum să zici 30 de milioane în 30 de ani, că îți e rușine? Ce studii ai făcut că dacă ieșim pe stradă, pun pe oricine în fața ta și îți dă rușine pe toate domeniile posibile? Băi, vă dați seama că stă în minte în continuu, că el citește, că face. Ce citești cu aia? Prospecte de medicamente? Ce citești? Asta a învățat 3 cuvinte și vine să ne zică, măi, m-am amuzat de tare căcat ăsta. Sunt intelectual, citesc Dostoievski, citesc mă vă cu Jordan Peterson, îi link bocancii lui Jordan Peterson și cumva, nu știu cum putea să face cu tot intelectul ăsta masiv, cu tot IQ-ul ăsta de 450, bă, cumva zic că au fost 30 de milioane de avorturi în România în 30 de ani. Citesc din Psalmul 138 și să vă vorbesc despre Iisus Hristos care a spus că este calea, adevărul și viața. N-am să o fac. Să nu mi se spună că vin cu argumente teologice sau religioase. Dar de Aristotel ați auzit? Cu toții, nu? Cel care era, până la urmă, arbitrul definițiilor în... Ce? Deștept. Coi? Ați auzit de Aristotel? Face name dropping omul meu. Măi, eu nu pot să cred. Măi, eu nu pot să cred că un om care se face de râs odată la două vorbe cu informații, bă, dar nu că false informațiile, că te mai păcălești o informație, mai pui botul la un căcat, toată lumea o face. Bă, dar cu informația atât de evident. Știți că la orice video ne uităm, bă, întotdeauna e informația asta pe care o crede și pe care o zice. Dă-o de asta, gen de asta, de stă mintea în loc. Parol. Știi de asta, cum e asta, cu 1 milion de avorturi pe an în România. 10% din femeile din România fac avort. Zilnic. La fiecare oră. De fiecare de când deschide gura are câte o de asta. La fel cum a zis și mai târziu, o să vedeți ce a zis. Filozofică ateniană. Și dacă te uiți în, iată, cartea aceasta retorică, dar și în capitolul, cred că 6 din Politica, vei vedea că pentru un păgân, pentru un om al tradiției clasice, ca și Aristotel, viața era o binecuvântare. Și cetatea, spune el, cetatea și națiunea, noblețea unui popor, chiar adăuga el, se recunoaște prin binecuvântarea acestora, a cetăților și a națiunilor, cu copii, pentru comunitate, binecuvântarea... Și cel mai amuzant, nu mă obosesc. Dar știi ce e cel mai amuzant? Cum a venit la TVR într-o discuție foarte emoțională? Că asta e problema la această dezbatere. Că dacă n-ar fi atât de emoțională, s-ar rezolva rapid. Cum de fapt s-a și rezolvat, dar mă. E o discuție atât de emoțională, în care e evident că ăla care câștigă la emoție, combinată, sau mă, nu știu dacă combinată cu logică, dar primează emoția. Cine reușește să mute emoția în favoarea sa, câștigă. De-aia e și mizeria aia cu pro-viață. Că nu poți să fii anti-viață. Normal că trebuie să fii tu pro-viață. Că tu ești pro-viață, toată lumea e pro-viață. Deci e o dezbatere foarte emoțională. Bă, și omul meu, că de asta vă zic că e lipsit de cultură. Bă, omul meu vine să citeze Aristotel cu aia la TVR. La TVR, unde se uită bunică ta, unde se uită alți oameni care au fost dezamăgiți de sistemul de învățământ, la fel ca Mihail Neamț aici de față, și le citează din Aristotel cu aia, pe această tematică atât de emoțională și atât de... Și adică nici măcar în această situație în care ai un interes material, social, că intri în politică și așa mai departe, că încercați să facă pe tema asta. Mă, nu pe tema asta, pe aia cu referendumul cu CPF. Deci ai atâtea interese pe care le poți dobândi dacă ai dreptate în această dezbatere, dacă convingi oamenii mai exact în această dezbatere. Bă, și nici atunci, mă! Bă, nici atunci nu vii cu aia cu ceva bun! Înseamnă faptul că tânăra generație este numeroasă și de bună calitate, cu copii care au frumusețe, vigoare, aptitudine pentru întreceri. Câte, vă întreb eu, figuri absolut excepționale s-ar fi născut în România, de la Revoluție încoace? Care ar fi fost următorul Mihai Eminescu? Dacă, da! Dacă un avorton ar fi inventat cancerul! Invex, ați înțeles voi? Mai am nevoie de un Mihai Eminescu în această țară. Sper că n-ai 30 de milioane de fetuși inventați. Era un insel fascist printre ei. Doamne, ce am pierdut. Dar dacă în locul tău, Mihail Neamțu, se năștea un om cu capul pe umeri și care chiar aducea un beneficiu societății în afară să se milogească de oameni să-i dea bani pe Patreon, a? Ce zici de chestia asta? N-ai fost mai bine ca în locul tău, Mihail Neamțu, să fie un om care să nu se milogească de oameni, să-i dea bani pe Patreon, să nu contribuie cu nimic la societatea în care trăiește? A, fel și locul meu, nu, de, să stai în aceeași poziție. Nu era mai bine chestia, eu vorbesc acum cu el de parcă mai a deja în judecată, că știu că o să se întâmple. Nu era mai bine. Apropo, era al 7-lea copil, probabil ar fi fost avortat de unele activiste, pentru că, nu-i așa, în familia Eminovici au fost 11 copii. Al 7-lea a fost cel mai mare geniu al poeziei românești, Mihai Eminescu. Dar câți oameni s-ar...
Cât timp de discuție are domnul Neamțu? A fi născut cu acest talent al lui Creangă, al lui Eminescu, al lui Brâncu. Câți oameni excepționali, câte doamne și câți domni fabuloși ar fi putut contribui la cultura română, dacă nu mai puțin, da? Foarte important, fiindcă este elefantul despre... Dar dacă nu-ți părăsei cele două neveste, câți copii ai mai putut să mai faci împreună cu ele? Că ai putut să fie Einstein, nu Einstein, pardon, stu că el e Neamț obosit, ai putut să fie Ana Paucăr sau... A, nu, aia nu-ți place... care nu vorbiți. Dacă n-am fi făcut 30 de milioane de avorturi. Deci ăsta este elefantul din... Deci el încă continuă cu suma asta de 30. Deci nu s-a încurcat în informații. Pur și simplu, el chiar crede că în România în 30 de ani s-au făcut 30 de milioane de avorturi. Această incintă sunt 30 de milioane de avorturi făcute în 33 de ani și noi ne facem că plouă. Ori lucrul ăsta pentru o țară care vrea viitor și care nu se autosabotează din punct de vedere biologic ar trebui să fie îngrijorător. Aș vrea să fac o precizare, pentru că totuși ne aflăm la televiziunea publică și ar fi bine, în general ar fi bine să nu promovăm falsuri, dar cu atât mai mult la televiziunea publică. Eu citesc de pe carnețel pentru că vreau să fie exactă. În 2019 s-au făcut 47.492 de avorturi. Câte s-au făcut în 90? În 90 s-au făcut 900.000, dar peste asta un milion. Pentru nu, peste s-au un făcut milion. 900.000, dar asta pentru că nu existau nicio metodă contraceptivă. Și vă rog să mă lăsați să termin. A spus 33 de milioane, da? În 2020 peste 30 au fost de milioane în 33 de ani, am okay, spus. Ok, în 2020 au fost 31.880. De unde e statistica? 33 de ani. Ai zis de la Revoluție. Cum ai statistica pe 33 de ani? Nu suntem în 2023. Cum ai statistica pe 33 de ani dacă ai zis de la Revoluție? Eu când vă zic, mai lipsit de cultură. Săracu. 9 de avorturi. În 2021, 29.264 de avorturi. Deci câte de milioane spun... de avorturi de la Revoluție? Uite ce ziceam! Uite ce ziceam! Exact ce vă ziceam cu poza falsă! Ăsta-i copil de trebuie să iasă din burtă. Ăsta-i copil în luna 7-a. Ce v-am zis cu ei cu pozele false? Acesta este un copil la o săptămână de la concepție. This is pure comedy. Asta deja dă de carnet. Dați-mi noastră cifra corectă, că sunteți jurnalist. De unde să vă dau cifra corectă? Păi, astea date de la INSP, vreau să dați-mi dumneavoastră milioane, datele. Hai că eu sunt gata să mă ajustez datele. Vreau să datele. Mai spun ceva, vă rog, câte de legătură. S-a prins că îi curge din gură. Cred că a realizat în secunda aia că îi curge din gură. Hai să fim atenți cum realizează că îi curge din gură. A, păi nu, păi! Zi tu datele! Nu, zi tu! 9.264 de avorturi. Deci câte milioane de avorturi de la Revoluție? De ce spun aceste lucruri? Dați-mi noastră cifra corectă, că sunteți jurnalist. De unde să vă dau cifra corectă? Păi, astea date de la INSP, vreau să dați-mi dumneavoastră datele. Hai că eu sunt gata să mă ajustez datele. Vreau să mai spun ceva, vă rog. Sunt gata să-mi ajustez datele. După ce au urlat de două ori că au fost 30 de milioane de avorturi de la Revoluție încoace, în 33 de ani care încă n-au trecut, acum se ajustează. Măi, cum să te faci de râs în halul ăsta? I love it so much. Câte milioane de avorturi s-au făcut? Când spunem avorturi, trebuie să știm că datele de la INSP sunt date pe categorie. Există avorturi incomplete și avorturi la cerere. Totalul pe care eu l-am spus, Dar sunt aceste două tipuri răspunsul. De avorturi. Avorturile la cerere reprezintă undeva la jumătate din cifrele pe care eu le-am spus, sau chiar mai puțin de jumătate. Și o să dau un exemplu. În 2020, din cele 31.889 de avorturi total, cele la cerere au fost 15.700. Deci mai puțin de jumătate. Așa că aș vrea să fim atenți la cifre. Foarte important. Deci nu sunt 30 de milioane. Sunt mult mai puțin. Bă, fire, chiar au trecut 33 de ani din 1989. Da, dar vezi tu, n-au trecut 33 de ani de la Revoluție, mod în care s-a exprimat el. Deci dacă vrei să calculezi 33 de ani, te duci în decembrie 25, 2022, ca să nu zic că toate statisticile se fac pe anul dinainte. Deci oricum el nu are statisticile pe 2022. Deci oricum îi lipsesc 2 ani. Păi, îi lipsește un an jumate. Dar n-a zis care e Revoluție. Pur că cineva mă corectează. Slavă Domnului, s-au făcut mai puține avorturi decât am crezut. Câtă umilință să-ți iei coaie. Mihail Neamțu a făcut 400.000 de divorțuri și a abandonat până acum, din divorțurile respective, că nu știu dacă le plătește pensia alimentară, nu pare, 250.000 de copii. A, n-are 400, are doar 2. Fă, slavă cerului că n-a făcut 400.000. Mă rog, da. Eu asta era informația pe care o aveam eu. 400.000 de divorțuri. Bine că m-am înșelat, Sfinte Sisoie. Cum să te umilești în halul ăsta, man? Slavă, păi, Domnului, și vă mulțumesc. Păi cu foarte puțin, mai, cu mult mai deci, puțin. Probabil nu s-au făcut. Deci la cifra lui a fost 1.000.000 pe an în medie și femeia asta tocmai a zis 15.000. A, ce mai deștept. Nu ți-e rușine? 2% din cât ai zis tu, nu ți-e rușine? Era pe aproape, da.
plus minus. Efectiv așa a făcut, slavă Domnului, plus minus. S-au făcut undeva la 20 de milioane de avorturi, dacă trebuie să luăm această corecție. Dar nu. 20 de milioane... Nu, ok, nu, o să lasă pleze când vine, îmi vine să pun pauză în continuu. Dar nu. 20 de milioane de avorturi, avorturile tot înseamnă... Avorturile incomplete medicale dumneavoastră le numărați la avortul la cerere? României, populația României la Revoluție. Deci, încă o dată, sper că se înțelege. Aici nu suntem împotriva nimănui. Cum le-a calculat? Cum a ajuns la 20 de milioane din ce a zis femeia aia, că nu i-a dat nicio... Măi, oameni buni, i-a zis doar numele de avorturi din ultimul an. Dar cum a luat numărul de avorturi din ultimul an și a scăzut 10 milioane? A zis totuși să sune bine, 20 de milioane? 29, 30 nu e tot aia, sună bine. Păi că se înțelege. Nu se înțelege nimic cu aici. Lipsit de cultură. Ce habar n-ai să te exprimi și mai și minți că scurge din gură și să citești informațiile. Dar cum vii cu această informație vitală pentru cauza pe care o susții, fără să știi câte avorturi s-au făcut în România? La primul Google, cu aia, să mor eu. A găsit chat-ul de aici, au găsit oameni ăștia de 20 de ani în 2 secunde. Și discuția pentru mine nu este una juridică, este una morală și culturală. Mă discutăm despre un principiu. Ar trebui să punem accentul pe ce pierde o națiune atunci când banalizează avortul și îl tratează, cum spunea foarte așa bine doamna Hărăbor, întreb, ca pe o operație estetică sau mai rău ca pe un fel de apendicită. Sunteți pro-contracepție dacă sunteți anti-avort? Nu, eu sunt pentru libertate și demnitate. Nu, sunteți pro-contracepție? Eu cred că orice om poate să facă astăzi recurs, sunteți inclusiv la prezervative, ca să nu ajungă la avort. Evident, dacă un om vrea să evite o sarcină, o va face într-un mod inteligent. V-ați folosit vreodată de influența dumneavoastră ca să convingeți episcopi să accepte introducerea educației sexuale în școli? Eu știu preoți care mi-au spus cu mâna pe inimă că în fața avortului, care este o pruncucidere, o catastrofă psihică pentru mamă și o catastrofă finală pentru făt, în fața acestei posibilități, deci preoții au zis cum e pentru femei, ați înțeles? Tânăr care este într-o relație sexuală și afectivă cu o altă tânără poate recurge la metode care nu atacă embrionul și care previne. Ați citit vreodată broșura arhiepiscopiei Sucevei pe contracepție? Nu poate fi o formulă de aplaudat. E doar o formulă concesivă. Al unor preoți, vă rog. Mulțumim. Două secunde, doar o mică pauză. Putem relua discuția, dar sunt convins că sunt multe. Dar nu preoții au contat în discuția asta, ci uitați-vă. Filozofii, Aristotel. Deci nu e o problemă de religie. Da, să o ascultăm pentru că am neglijat-o două secunde. Știu că sunt multe cereri și o să avem timp pentru toate. Mai avem încă o oră și ceva la dispoziție. Dar Andrada și Manuela Hărăbor așteaptă din nou și apoi poate reușim să intrăm în direct cu domnul profesor Vlădăreanu, care poate știe dânsul, este șeful Societății de Obstetrică Ginecologie. Cum te umilești în halul ăsta? Cum ai curaj să mai ieși în spațiu public după ce te umilești în halul ăsta? Ce om mic și neînsemnat. Un om mic și neînsemnat care încearcă să fie cineva și să face de râs de fiecare dată când deschide gura. Andrada Cilibiu. Cred că am asistat foarte mult la retorică incendiară mai degrabă decât la argumente, mai ales din partea domnului Neamțu, care crede că natalitatea României ar trebui să fie pusă pe umerii femeilor pe care statul le împinge să devină mame cu forța, fie prin presiunea socială, fie că le interzicem dreptul de a accesa această procedură. De asemenea, colegele mele au vorbit despre trauma colectivă a zeci de mii de femei care au murit sau au suferit în urma avortului care a fost ilegal în timp de 23 de ani în România. Mi se pare absolut jignitor să avem un discurs despre cum aceste femei sunt criminale pentru că au făcut avort, pentru că nu despre asta este vorba. Astăzi vorbim despre dreptul nostru de a alege asupra propriului nostru corp. De altfel, controlul asupra propriului corp este fundamentul democrației. Regimurile totalitariste se fundamentează fix pe ideea de a nu-ți controla propriul corp. Discuția de astăzi este deopotrivă despre dreptul meu de a face... Eu v-am zis, lui Michi Neamțu nu-i place deloc de Ceaușescu, dar îi place de Ceaușescu când interzice avortul. Eu am mai făcut comparația asta mai devreme, așa funcționează. La propriul corp. Discuția de astăzi este deopotrivă despre dreptul meu de a face copii și dreptul meu de a nu face copii. Să controlez când, în ce condiții și câți copii poate să facă o femeie este o demonstrație totală de coerciție și de control asupra corpului nostru. Controlul asupra fertilității cuiva are consecințe grave asupra direcției pe care viața persoanei respective o să o aibă. Credem la Centrofilia că fiecare dintre noi trebuie să aleagă când și în ce condiții își dorește să devină mamă. Vorbeam de organizațiile internaționale de Parlamentul European. Încă din 2018 se subliniază la nivel internațional că orice îngrădire a accesului la avort reprezintă o formă de violență împotriva femeilor. De ce? Am văzut de ce. Ce s-a întâmplat în comunism. O femeie care nu vrea să devină mamă ar face... Uite-vă ce înseamnă să fii pregătit. Cum au putut femeile astea să vină pregătite, măi, Michi? Eu nu vorbesc cu nimeni altcineva, decât cu Michi. Vezi cât de carismatică e Andrada pe cameră? Ai venit... Oh, God! Oh, Aristotelor!
ce Aristotel cu aia? Vorbești cu oameni care nu știu să folosească prezervativul. Ce Aristotel, mă nene? Și orice, ca să nu ducă o sarcină pe care statul sau altcineva o împinge sau o parte cu forța. Umerașe, frunze de mușcată, femei care se aruncau pe scări, care sângerau zeci de ore cu frica de a merge la spital, știind care vor fi consecințele acțiunilor lor și totuși ar fi făcut orice să nu devină mame. Asta este situația în care ajungem dacă îngrădim accesul la avort. Și ați putea crede că acestea sunt experiențe care țin de domeniul trecutului. Bine, nu. În timpul pandemiei, în România, peste 200 de femei și-au făcut avort acasă. Peste 200 de femei. Și astea sunt doar cifrele care au fost înregistrate. Realitatea e că mult mai multe femei și-au făcut acasă avort, ca pe vremea decretului, cu tot felul de instrumente pe care le-au avut la îndemână. Unele dintre ele singure, alte cu ajutorul familiei, prietenilor sau partenerului. Deci interzicerea nu rezolvă situația. Asta spuneți dumneavoastră. Interzicerea nu face decât să scadă numărul avorturilor sigure și să le împingă pe femei să facă avorturi clandestine, care le urmează să le pună viața în pericol. Am vorbit cu medici care mi-au spus, într-adevăr, off the record, că au înregistrat situații de femei care au murit în timpul pandemiei la spitalele în care lucrează, din cauza că și-au făcut avorturi. Astea sunt consecințele reale ale interzicerii. La centru Filia aveți experiențe și cu impactul pe care are războiul de lângă noi asupra femeilor din Ucraina, care știu că au venit unele, s-a vorbit despre violuri asupra lor comise de către ruși. Ați avut astfel de situații? Nu noi, dar alte organizații cu care lucrăm au avut beneficiare din Ucraina care au necesitat servicii de avort. Asta fie că sarcina a survenit în urma unor abuzuri sexuale, violuri care s-au întâmplat în Ucraina. Am avut situații de medici care s-au uitat cu toată sinceritatea în ochii acestor femei și le-au spus: de ce să faceți avort? Poate vă moare soțul în război, măcar să păstrați copilul. Mă rog, putea fi chiar un ucigaș al soțului lui. Asta este doar un exemplu de medic. Bun, Manuela Hărăbor, haideți să vedem că ne așteaptă și să vedem ce între timp doamna Hărăbor. Doamna Hărăbor, nu mă interesează. Vreau să mai vă pe Michi Neamț făcându-se de râs. Și mai am încă un lucru înainte să continue domnișoara, cu tot respectul, o rog să mai asculte două minute. Ce părere are despre, că toată povestea asta a avut ca punct de pornire legea dată în Statele Unite? Ce părere are de legile care s-au, de legea care s-a dat în anumite state democrate în care femeia are dreptul în prima săptămână de viața copilului să decidă dacă vrea copilul sau nu? Cum adică în prima săptămână? Ai 3 luni, nu o săptămână. Care, cum adică în prima săptămână? Dacă vrea să-l lasă să supraviețuiască sau să-l lasă să moară de foame. Așa te bat ăștia, men. Ăștia așa te bat la dezbateri. Eu de-aia am zis întotdeauna că dezbaterile sunt cancerul entertainmentului. This is just entertainment. Nimeni nu este convins de chestia asta, de o parte sau de alta. This is just entertainment. Asta odată. A doua oară, de asta nu supor, men, dezbaterile și debate lor zi și p***a mea. Asta câștigă, men. Căcaturile aruncate. Vine Michi Neamțu. Îi sună bine lui unul și zice: a, păi, Michi Neamțu e. Nu, efectiv nu mai contează cu ce mai vii. Nu mai contează. După ce ți-ai iasă la 30 de milioane, nu mai contează cu ce mai vii tu. Și asta la fel. Știți, dă niște căcaturi de-astea care dreptul la viață, o săptămână, dreptul la alegere când începe viața. Nu știi ce să, nu știi ce să răspunzi. Bine, acum sunt sigur că Andrada o să știe ce să răspunzi. Dar așa ca idee, stă mintea în loc, îți vine să te enervezi, să-și du-te. Și așa te bat cu aia, cu retorica asta confuză și că ei nu știu ce zic și pentru că tu vezi că ei nu știu ce zic, ce mai zici? Ce mai zici unui? Lipsit de cultură. Neamțu, când vezi că habar n-are ce, nu îi se mai învăr gotițele de la primul divorț. Există dreptul acestor femei în state foarte multe republicane. Exact ce zic! Asta e reacția! Și când începe să fie asta reacția, deja stă creierul pe loc! În care? În democrate. În care tu hotărăști în prima săptămână că de fapt ne-am mărat o rochie, domnul place. O informație cutremurătoare și oricum surprinzătoare. E o informație adevărată. Este o informație absolut adevărată. Dar ce a zis că nu înțeleg? De ce vorbesc două persoane? Femeia are dreptul în prima săptămână de viața copilului să decidă dacă vrea copilul sau nu. În prima săptămână de viață după ce l-a născut. Mă devine că nu există. Nu mai întrebați nicio sursă că nu există. Asta zic, men, efectiv vii cu o minciună din asta mizerabilă și rămâi cu până tu ca... Adică ce să-i zici? Dă-ne sursa. Și ea zice: nu știu, am citit. Și așa rămâne. Ce să faci? Că nu poți să te apuci în direct să cauți tu pentru ea. Că asta e frumusețea, vedeți voi? Asta e frumusețea conservatorilor și în general mizerabililor astea care nu țin cont de legile de debate sau sloboz. Arunci un de ăsta
Și eu zic, bă, nu e așa. N-are cum să fie așa. Și el îmi zice, dovedește. Ce să dovedesc cu aia? Tu ai zis. Nu cu aia, dovedește. Cum a făcut și Michi Neamță? De la pus pe prezentator. Păi ziceți nevastră. De ce să zică el? Păi tu ai zis 30 de milioane. De ce să zică prezentatorul? La fel și asta acum. Păi ziceți nevastră atunci. A vrea să-l lasă să supraviețuiască sau să-l lasă să moară de foame. Există dreptul acestor femei în state democrate, da, în care tu hotărăști în prima săptămână că de fapt ne-a cumpărat o rochie de mâncare. O informație cutremurătoare și oricum surpriză. O informație adevărată. Este o informație absolut adevărată. Și sursa. Care este sursa? Andrada Bilac, sursa! Adevărat. Este o informație absolut adevărată. Și sursa, da, care este sursa acestei informații? Deci, că nu, eu doar vă facilitez comunicarea. Intrați pe Google și o să aflați informația. Să intru pe Google și să aflu. Ok, hai să intrăm. Vă dați seama, nu e nimica. One week right to child... Ce caut? Nu există, bineînțeles. California introduces new bill that would allow mothers to kill their babies up to 7 days after birth. Ah, ok, asta e un site de debunking și ne zice că e fals. No, this California bill wouldn't allow mothers to kill their children after they're born. Oamenii care fac această muncă de debunking e ceva insane. De asta trebuie să zici, hey, nu. De fapt, nu ai voie să-ți omori copilul după 7 zile. Intrați pe Google. Ați văzut? Eu când v-am zis sursa, intrați pe Google, ce mai e chestia. Hai, Andrada, intră pe Google. Și așa funcționează, man. Așa e orice dezbatere. Orice dezbatere arată identic. Caută pe Google, îți zice ea. Și asta vă mai spun încă un lucru. Știți de unde a pornit? Vă aduceți aminte acum 6 ani campania electorală în ultimele 4 săptămâni dintre Trump și Clinton? Doamna Clinton a susținut tare și răspicat că ea consideră că femeia are dreptul să avorteze un copil și în luna noua de sarcină. Ce spuneți de asta? Mulțumesc! Haideți să aflăm și noi. A zis asta Hillary Clinton, sunt gen 100% sigur și cu asta. Nu e problemă, căutăm. Hillary, noi suntem la calculator. Hillary Clinton, abortion month 9. Cum să caut? USA Today. Fact check. Trump. Deci asta este o informație via Trump, ca să înțelegeți. Trump accuses Clinton of supporting abortion at 9 months. Asta este sursa. Deci, de fapt, n-a zis Hillary Clinton, a zis Trump, că asta zice Hillary Clinton, deși Hillary Clinton, în mod evident, n-a zis asta niciodată. Bine, mă cac pe Hillary Clinton, să nu ne înțelegem greșit, dar așa că idee. În cele 4 minute, doamna Hărăbun, dacă tot a spus întrebările, cred că doriți și răspunsuri la ele. Absolut. Chiar dacă informațiile, cum spuneam, nu pot fi probate acum, chiar cea legată de copilul care poate fi omorât... Sunt probate într-o secundă dacă intrați și faci ceva. Într-o secundă le probați dacă intrați. Am intrat eu, iubita. Într-o secundă le-am disprobat. Doar o secundă a durat până să ne dăm seama că minți de îngheață apele. În prima săptămână de viață mi se pare că ar trebui să indicăm o sursă după ceva care trece orice imaginație. Haideți să vedem. Oana sau Oana Băluc. Deci până și ăsta o ia la mișto. Da, întrece orice imaginație, într-adevăr. Chiar întrece orice imaginație. Aș vrea cel puțin Andrada să adresez problema contracepției, care cred că e destul de important, punctul 2 al discuției. Așa, ok, scuze, o să mă opresc. Dar și asta e, știi? Altă tehnică furată după filiera trumpistă. Arunci cu 15.000 de informații false și lași pe prostul tău coleg de dezbatere cu până la fel. 40 de milioane cu paia, cu Trump, cu Hillary, cu omor la naștere, cu aia, cu aia, cu aia, cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. Bun, doamna Andrada, 2 minute aveți. Cu ce încep? Ce zici? Îți pierzi timpul ca să dezmințești toate minciunile pe care le-a zis, care oricum îți iau mai mult de 2 minute? Adresez problema contracepției, care cred că e destul de important, punctul 2 al discursului. Se discuta despre faptul că avem metode de contracepție. Păi, ce zici de legea din SUA, că poți avorta copilul până ajunge la majorat? Dacă copilul dumneavoastră este născut în București sau în Ilfov, dacă nu ia carnetul de conducere, aveți dreptul să-l avortați. Trăim într-o țară în care nu mai există metode contraceptive gratuite de mulți ani deja, ceea ce afectează în special pe cei mai vulnerabili dintre noi, dar noi la Centrul Filia lucrăm mult și în comunități. Ne-am întâlnit cu situații de femei care sunt bătute de partenerii lor pentru că folosesc contraceptive. Ne-am întâlnit cu situații în care femeile se duc să-și pună sterilet pe ascuns, pentru că preotul, comunitatea sau partenerul nu le lasă să folosească nicio metodă de contracepție. Ne-am întâlnit cu situații în care aceste femei ar face orice ca să folosească o metodă de contracepție, dar nu au suficienți bani și ne-au spus, decât să cumpăr un prezervativ, mai bine cumpăr o pâine la copil. Femei într-o situație precară și nu sunt doar cele mai vulnerabile dintre noi. Da, mulțumesc! Oana Băluț, să interveniți la un moment dat. Da, foarte mulțumesc. Pe scurt, mai avem 2 minute. Da, vă mulțumesc foarte mult. De foarte multe ori am auzit
invocat interzicerea avortului ca așa zis argument la chestiunea demografică. Chestiunea demografică nu primește un răspuns adecvat prin interzicerea avortului. Haideți să ne uităm la politicile sociale, haideți să ne uităm la situația economică dintr-un stat, haideți să ne uităm la număr, la milioanele de români care au plecat din țară din rațiuni socioeconomice. Haideți să ne uităm la politicile de armonizare a vieții de familie cu profesia. Haideți să ne uităm la tipul de model parental și la relațiile de cuplu care sunt promovate în societatea din România și în școli. În ce măsură promovăm un model parental partenerial sau promovăm un patriarhat în cadrul familiei? Toate aceste date despre care eu vă spun contează. Oana... De asta urăsc tot ce înseamnă debate-ul și pune. Noi înțelegem ce zice Oana aici, doamna Băluță. Noi înțelegem ce zice. Înțelege omul care se uită la TVR, înțelege bunica mea? Nu înțelege. Știe bunica mea ce e patriarhat? Și asta mă enervează. Știi că trebuie la rândul tău să manipulezi. Despre asta e un debate. Să manipulezi. Ce zice Oana aici, oricât de adevărat este, nu este deloc convingător pentru oamenii care se uită la TVR în general. Și trebuie să faci compromisul, să inventezi, să găsești căcaturi emoționale, manipulezi publicul. Lucru pe care ăștia îl fac fără nicio rușine, după cum puteți vedea. Decizia unor femei sau în decizia unor cupluri de a aduce pe lume copii. Mulțumesc, așa tare. Aș vrea să concluzionez, iertați-mă, avortul nu este un răspuns la chestiunea demografică. Ne oprim aici pentru moment, pentru că vrem, nu vrem, trebuie să vină pauza de publicitate. Suntem obligați la asta, tocmai când discuția după mine era. Suntem obligați. Mai este o parte. L-avem cu noi pe profesorul Radu Vlădăreanu, președintele Societății de Obstetrică și Ginecologie din România. Îl salutăm. Aha, bună seara, mulțumim pentru că ați acceptat invitația la emisiune. Bună seara, mulțumesc. Imediat vă mai cerem două secunde și intrăm în dialog cu dumneavoastră, pentru că sunt lucruri interesante pe care vrem să le aflăm, dar am promis telespectatorilor în prima parte mărturii. Mărturii ale unor femei care au avut o criză de sarcină, respectiv unei femei care a trecut prin un asemenea episod al tragic dureros al avortului, al întreruperii de sarcină. Începem cu mărturia pe care a adusă de Alexandra Nadane. În primul rând, sunt adepta acurateții cifrelor, de aceea aș vrea să corectez colegul de dezbatere. Friendly fire! Se face friendly fire în tabăra avortonilor! În România, din 1958 și până în prezent, au avut loc 23.048.862 de avorturi. Din 58, da. Aceste statistici nu includ avorturile făcute în clinicile private, avorturile făcute de români plecați la muncă în străinătate și avorturile medicamentoase. Plecați la muncă în străinătate în 58? Nu, eu când vă zic că sunteți... Avortul a fost legalizat în România de regimul comunist, de către Gheorghe Udej, în... Prima țară care a legalizat avortul în lume a fost Europa, a fost Uniunea Sovietică în 18 noiembrie 1920. Următorul lider european care a legalizat avortul a fost Adolf Hitler. Vorbim despre bărbați, despre bărbați care și în Statele Unite au fost... Oamenii care fac avort sunt literalmente cine? Stalin și Hitler, cine îți vie? Implicați în legalizarea avortului. Așa cum scriam ca primă reacție după ce Curtea Supremă a anulat decizia Roe vs. Wade, în această dezbatere despre dreptul la avort pro sau contra, riscăm să ratăm nevoile reale, problemele femeilor care sunt într-o criză de sarcină. Cum arată ele din materialul, nu? Pentru că asta vreți. Da, criza de sarcină este acea perioadă din viața unei femei în care ea, sub acțiunea presiunilor, vă spuneam că cele mai multe avorturi se fac la presiunea partenerului, a celor din jur, a lipsei de soluții. Mă ocup de un centru, de două centre, de fapt, care a ajutat în ultimii 5 ani peste 1000 de femei în situații de criză, ajung într-o criză. Haideți să vedem în ce constă, cum arată o asemenea criză. Materialul pe care l-a adus Alexandra Nadane, vă rog. Am făcut testul și când am văzut că este pozitiv. Da, nu vorbim de ce a legalizat Hitler avortul. Ideea e că l-a legalizat. Da, exact. Oare de ce? În momentul ăla toată lumea mea s-a prăbușit. Primul gând, de fapt, care mi-a venit a fost că trebuie să rezolv cumva. Nu știam cu cine să vorbesc. Practic, cum să zic, m-am simțit singură. Mă rog, a început intervenția de oprire a sarcinii. Aveam impresia că-s la măcelărie, cam așa. Că se taie, se rupe, se smulge ceva din mine, ceva care mi-aparține, de fapt. Și pe măsură ce se înainta în procedură în sine, ăla a fost singurul moment în care mi-am dat seama ce naiba fac. Însă era deja prea târziu. Mă rog, după ce am coborât de pe masa aia, dispozitivul ăla ce, privirea mi-a alunecat într-un soi de recipient care nu avea capac. Am văzut acolo ce, practic, smulseseră sau tăiaseră sau luaseră din interiorul meu și atunci m-am îngrozit. Și am putut să disting niște forme de copilași.
ăla cumva a fost... Aveți halucinații, doamne, din păcate. Dragi bărbați, ciocul mic. Avortul, într-adevăr, din toate mărturiile posibile, este un eveniment traumatic, care, după cum zicea și Oana, parcă mai devreme, în mod evident că nu-l face nimeni de plăcere. Este un eveniment oribil în viața oricărei femei care face chestia asta, ca procedură în sine. Dar ea a văzut asta, a văzut forme. Își lua carnetul ăla micu acolo jos. În momentul în care am început să urăsc, deși medicul a zis, mergi acasă, odihnește-te, eu am zis... Da, voiam doar să zic, să nu luăm în derâdere procesul de a face avort, adică procedura în sine. N-am vrut să merg acasă, făceam sport de performanță, trăgeam cu pistolul și am zis, mă duc în poligon. Deși fizic nu mă simțeam bine, m-am urcat. Portul de performanță al trasului cu pistolul. Da, POV, ești în Texas. Nu știu ce autobuz și am dus în poligonul din Tunari. Am luat pistolul cu glonț și am început să trag așa cu multă furie într-o țintă. Mi-aduc aminte că-mi imaginam cum pe... Că ăsta e visul umed al unui texan, vă rog eu frumos. Am fost obligată de neomarxiști să fac avort și ca să-mi descarc nervii, m-am dus și mi-am scos pistolul din teacă. Măi, ce material penibil și jenant. Oare au același material și pentru tabăra cealaltă? Sunt foarte curios. Ținta aia se află maică-mea, taică-meu, partenerul. Nu pot să zic că a mai fost vreo fericire din momentul ăla. Și ca să pot să uit cât mai rapid, lucrul pe care l-am avut la îndemână a fost să încep să muncesc foarte mult. E mai bine să muncești mult, iubita, decât să faci un copil pe care nu ți-l dorești. Doar o idee. De ce ai considerat relevant acest episod, această mărturie? Adelina este doar una din zecile de mii de femei din România care au trecut prin trauma avortului, care suferă în urma acestei drame, care n-au beneficiat de informare, de educație, de sprijin, de solidaritate asemenilor lor. Adelina în prezent este președinta Asociației Life Call, organizație care ajută femeile în criză de sarcină și implicarea pro-viață bazată pe sprijin în favoarea femeilor. Asta înseamnă pornește de la experiențele femeilor care au trecut prin aceste drame. Mulțumesc. Și care se vor înmulți în viitor, din ce în ce mai multă lume va afla despre ce se întâmplă în timpul unui avort în sufletul femeii, despre cum avortul oprește viața unui copil și vor decide să sprijine. Mulțumesc, Alexandra, mulțumesc. Trecem acum la o altă mărturie video. Am rugat doamnelor și domnilor invitații să aducă asemenea înregistrări, asemenea secvențe video, pentru că credem în forța imaginii și a exemplelor. O asemenea o femeie, nu Diana Oncio, o femeie care a trecut printr un avort, dar cu un alt mesaj. N-aș vrea să fie cumva contradictoriu, pentru că n-aș vrea să neg experiența mărturii de mai devreme, pentru că n-a spus nimeni că avortul este ceva ușor. Doar doamna Hărbor a crezut că e o intervenție sau că noi avem impresia că e o intervenție estetică. Nu, poate să fie o traumă. Ce vreau să spun e că mărturia pe care o să o vedeți nu o contrazice pe cea a femeii de dinainte și nici nu are rolul ăsta. Este mărturia unei femei dintr-o perioadă în care avortul a fost interzis. Apropo de consecințele cu care ne-am putea confrunta dacă el ar fi interzis. Și vreau să mai spun ceva. Nu neagă nimeni nevoia de suport, dar felul în care s-a simțit acea femeie în momentul în care a făcut întrerupere se datorează și faptului că noi n-am vorbit deloc de România. Spitalele în România și domnul Vlădean nu poate să confirme, nu au proceduri pe ceea ce înseamnă oferirea acestui serviciu. De unde știm? Pentru că noi, în cadrul jurnalului decretului, am trimis solicitări la peste 130 de spitale județene și municipale și am cerut să ne trimită procedurile în cazul avortului. Doar 10 spitale sau 10% dintre ele. Este un motiv pentru care se fac tot mai puține avorturi în România? Nu, procedura înseamnă să explici femeii ce presupune, ce medicamentație, ce îi spui după ce face pentru moment doar să confirm o informație, da. Dacă se fac mai puține avorturi în spitale de stat din, da, România, în schimb se fac în... Acum confirmăm informații de viață. Acum confirmăm. Când mințeai ăla, nu puteți să-l chem pe tovarășul de la statistică de dincolo. Multe, da, spitale private. De pentru exemplu, astea sunt întrebări pentru domnul Vlădăreanu, dar după ce vedem, haideți, da, să ne abatem, să vedem și această mărturie. Vă dau și o cifră. În 2019 au fost undeva la 16.000 de avorturi făcute în sistemul public. În 2021 sunt aproape de 6.000 în sistemul public. Slavă și... Domnului. Păi slavă Domnului. Da, dar se fac în privat, asta e problema. Exact, să s-au vedem. Mutat în privat. Tot mai mulți oameni își dau seama că nu e o soluție. Nu, s-au mutat în privat, vă dau stați și cifrele, că da, eu da, le-am. Da, 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 bun, continuăm. Mulțumim pentru moment, să vedem mărturia video și mulțumesc. Continuăm. E al doilea avort. Am făcut apel la aceeași doamnă care a făcut aceeași tehnică. M-am dus la toaletă. Toată noaptea am cezut pe toaletă pierzând sânge. Și... Am avut noroc că s-a întâmplat în weekend și fratele meu, care era medic și care fusese repartizat în nordul țării într-un sat care nu avea tren și venea doar în weekend să-și vadă familia cu autobusul și cu trenul și, mă rog, un circ întreg, un drum foarte lung, a venit la mine acasă, l-am chemat disperată că toată noaptea șezusem pe closet
și mi-a spus trebuie să te examinez pentru că ai sângerat, dar nu știm dacă ai eliminat embrionul, ce s-a întâmplat. Fiind în totală ilegalitate, am luat două pungi de plastic, le-am tăiat, le-am întins pe pat. El s-a spălat bine pe mâini, pe unghii, cu periuța și așa mai departe. Și mi-a spus, nu am cum să te examinez, nu am mănuși, te voi examina cu mâna. M-a examinat cu mâna și mi-a zis, nu, embrionul este acolo, uterul este umflat și este tare. Am dus la baie să mă spăl, pentru că cum sângeram, eram plină de sânge. Și când m-am dus la baie, embrionul a căzut în cadă. Și am fost foarte bucuroasă, i-am zis, uite, l-am eliminat. Și el mi-a spus, da, rămâne placenta. Și s-a mai spălat toată pe mâini. Și mi-a spus, nu am ce să fac. Te rog să strângi în dinți sau dacă vine să zbieri, să zbieri. Sunt nevoit să-ți scot placenta cu unghiile. Și asta a făcut. Fiind medic, am avut noroc cu fratele meu, care m-a chiuretat cu unghia. Lucru care nu este ceva de mult apus. Pentru că dacă se interzice avortul, asta urmează să facă femeile de toate vârstele. Pentru că nu e așa, cum altcumva să-ți faci? Diana Onceu, pe cine a văzut? Ioana Coja este una dintre femeile cu care noi am vorbit în Jurnalul Decretului. Face parte dintr-un clip în care mai există mărturirea unei femei a cărei mama a murit în perioada comunistă, în urma unei intervenții ilegale. Dar și un medic care a lucrat pe secția în care veneau femeile cu avorturi făcute acasă, incomplete, și care trebuiau să fie chiuretate, dar de multe ori au lăsate să moară pentru că trebuiau să spună înainte cine le-a ajutat să facă chiuretaj. Bun, tot am vorbit de asta. Există această vorbă dată de peste tot, din SUA până în toate colțurile lumii, că interzicerea avortului nu interzice avortul, interzice avortul în siguranță. Femeile o să continue să facă avort. Diferența este dacă îl vor face safe la spital, cât de safe în condițiile, sau dacă îl vor face acasă, exact cum a descris doamna. Despre medic, da. Mergem la domnul profesor Vlădăreanu. Bună seara! Vreau să vă spun doar întâi, legat de povestea dacă trebuie să fie sau nu legal avortul. Aici, din punctul de vedere al organizației profesionale, al societății de obstetrică și ginecologie din România, este evident că în România avortul este și va fi legal încă mult timp, probabil mult după ce noi nu vom mai fi. Pentru că România a fost zeci de ani într-o situație absolut dramatică, unică în Europa, și aceste lucruri nu se uită ușor. Ce v-ați auzit în testimonialul al doilea, eu personal am trăit în anii 87, 88, 89, când eram la începutul profesiei și în care veneau femei disperate în camerele de gardă, muribunde multe din ele. Deci, haideți să nu uităm treaba asta. Deci, poziția oficială. Și să nu mai uităm că disperarea despre care vorbește domn doctor este încă prezentă în multe județe sau părți din România, unde oamenii din spitalele de stat nu vor să facă avorturi pe bază religioasă sau alte căcaturi. Există foarte puternic la minori. Rămâi însărcinată la 17 ani, multă baftă să-ți găsești fără să implici părinții pe cineva care să-ți facă avort. Spoiler alert, foarte puțin probabil să găsești. Și dacă găsești, găsești pe pile. Panica și căcatul ăsta încă există. Deci încă nu suntem, și adică nu suntem în niciun caz la nivelul ăla de stă toată lumea cu palma în că poate să facă avort când vrea. În niciun caz. Am mai zis de 15.2 că de la Centru Filia. Și mă rog, au fost și reportaje la TV. Județe întregi din țară care nu fac avort. Și mă rog, în general că e foarte greu să obții un avort, mai ales cum au profitat de pandemie ca să nu facă avorturi. Poziția oficială este pro-avort a societății pe care o prezentați. Dar de ce, domn profesor, sunt încă foarte mulți medici care refuză să facă avort? Da, deci în primul rând să înțelegem că avortul este o componentă esențială a sănătății femeii, că nu se poate asigura sănătatea femeii fără avort. Și acest lucru cred că rămâne foarte clar stabilit. Acum, fiecare este liber să decidă ce vrea pentru organismul. De ce se fac mai puține avorturi? Da, probabil în ultimii ani, într-o reținere mai mare în problemele de conștiință pe care le invocă foarte mulți. Uite, Andrada de la Filia ne zice 11 județe din țară au raportat 0 avorturi în 2021. Ginecologi, mai ales de sex feminin, într-adevăr. 11 județe cu aia? Ce faci dacă nu te poți deplasa în alt județ? Și chiar dacă te poți deplasa, de unde știi în ce județ să te deplasezi? Deci încă suntem departe de accesul universal la avort. Acesta este un fenomen cultural, social poate, dar nu atât de mare încât să nu ai unde să faci un avort
în România. Dar una este componenta legală, să ai dreptul, să poți să te duci să, și să nu te urmărească nimeni că ai făcut acest lucru. Și alta este să reușești cu greu, poate în anumite zone, în anumite regiuni mai defavorizate, să ai acces la un avort. Sunt lucruri diferite. La TVR1 a intrat WhatsApp? Eu n-am deschis WhatsApp. Da. A intrat un WhatsApp la TVR1. Pe bani dumneavoastră. Eu am avut o discuție cu domnul ministru la Fila acum câteva săptămâni pe acest subiect și am explicat noi cam ce, care sunt problemele, urmând să punem și asta pe agenda. Domnul TVR, vedeți că aveți un mesaj pe WhatsApp. Pentru că trebuie asigurat avortul public, sigur, în spitalele publice și nu numai... Da. Domnule doctor, am o întrebare rapidă, pentru că vă pricepeți la istoria medicinei. Cred că ați auzit de jurământul lui Hipocrate. De ce credeți că un om care nu se intersectase cu cultura iudeo-creștină, totuși spunea ca medic că nu... Taci un pic. Am mai vorbit despre chestia asta ieri. În jurământul lui Hipocrate, într-adevăr, zice faptul că un medic nu va prescrie niciodată un remediu contraceptiv unei femei. Într-adevăr, sunt foarte multe chestii din jurământul lui Hipocrate care nu se mai regăsesc astăzi în școala de medicină modernă. După un studiu din state, doar 2% din studenții absolvenți de medicină citesc și jură pe jurământul lui Hipocrate, care are inclusă partea cu avort. Și dacă ne referim la state, puteți să vă dați seama deja în ce state și cum. Nu mai există. În România, de exemplu, nu există acea parte din jurământul lui Hipocrate. Pentru că jurământul lui Hipocrate nu este 100% identic cu ce a scris el acum 2000 de ani. Că s-a mai adaptat și medicina de acum 2000 de ani. Peste tot, în toate țările civilizate, în mare majoritate, după cum ziceam, doar 2% în Statele Unite, care sunt mult mai conservatori pe această temă, există acea parte din jurământ. În rest, la orice vorbim de medicină în România, nu există acea parte din jurământul lui Hipocrate. Niciun medic român nu jură pe ce zice Michi Neamțu acum, pe ce urmează să zică, că i-am mai auzit argumentul ăsta de căcat. Totuși spunea ca medic că nu va oferi substanțe avortive unor femei. Acum câteva mii de ani, această prețuire pentru copil exista. De ce astăzi a dispărut? Și acum există această prețuire, dar în plus apare prețuirea pentru libertatea femeii de a decide ce vrea cu corpul ei. Asta este politică de sănătate publică, astea sunt legile. Nu cred că putem echivala legile de acum și cultura de acum cu cea de pe vremea aceea, cel puțin înțelegerea organismului. Bun, de libertăților care le avem. Asta separat. Vedeți că eu mă mențin într-o limită a aspectelor medicale, nu vreau să intru în altele. Există o componentă morală pe care noi dorim să o suspendăm astăzi. Considerăm că judecățile morale țin de, eu știu, trecut. Nu, a fost suspendată de mult, domnul Michi Neamțu. Dar vedeți, când nu ieșiți din casă, că stați toată ziua să învățați să citiți, că știu că citiți cu degetul, că vă văd. Când stați toată ziua în casă ca să învățați să citiți, nu mai aveți contact cu realitatea. Dacă ați merge și ați întreba orice student sau orice medic sau nu a jurat pe acel jurământ. În România nu s-a jurat pe acel jurământ. Deci vorbiți fix căcat, cu tot respectul. De prezent, componenta morală a oricărui act medical nu poate fi suspendată. Ea se încadrează în vasta disciplină numită bioetica, de care s-au ocupat savanți pe care am avut privilegiul să-i întâlnesc. Mă dați seama cu omul ăsta aici de față. Stă și salvează cu mânuț sau mă rog, a salvat până acum. Cu mânuțele aia lui mici, zeci de mii de cazuri, a salvat p***a mea. A operat, a închis, a deschis, a introdus, a scos la mii de oameni în toți anii lui. Și vine nimeni pe pământ ăsta de citește cu degetul să-i zică lui de bioetică. Măi, nimeni pe pământ, rușinea pământului ce ești. Omul mic, om mic și neînsemnat. Bioetică, coaie. Citează-l ăsta, coaie. Tata ăsta care a salvat vieți, care a făcut proceduri medicale toată viața, care a avut un scop în societatea asta nenorocită și vine asta să zică, coaie, de bioetică, că suspendăm valorile morale. În vasta disciplină numită bioetica, de care s-au ocupat savanți pe care am avut privilegiul să-i întâlnesc și în Texas și în Statele Unite, în alte locuri decât Texas. Ce savanți? Dă-ne numele unuia. Ce savanți? Alex Jones, cu cine te-ai întâlnit? De pildă profesorul Tristram Engelhardt. Dar vreau să spun ceva foarte important legat de discuția noastră. În România, am aici o imagine, că imaginea spune totul. Recunoașteți personajul? Nu, mi-e greu să spun cine. Nu? Un copil, nu? Da? În România se fac avorturi, intervenții de acest tip, asupra unui făt care are 22 de săptămâni. Unde? Sunt asemenea...
literalmente minte. Mai e o chestie foarte frumoasă la, mai e o chestie foarte frumoasă la conservatorii ăștia cu avortul, că ei bagă la un loc avorturile făcute din motiv medical, nu e așa, pentru că intervine în viața mamei și în momentul în care intervine în viața mamei, face avort cam la orice lună, când pune viața mamei în pericol. Și cumva le combină, zic, păi uite domne, că să face intervenția la 9 luni. Dar măti, să face ca să salveze viața femeii ălia, ca să nu moară amândoi. Ești deștept. Sunt asemenea situații, nu pot să dau exact să devoalez. Deci stai un pic, deci el zice că se fac avorturi la cât? La 5 luni jumate? Asta înseamnă 22 de săptămâni? La 5 luni jumate se fac avorturi în România, nu? O situație particulară, vreau doar să spun. De pe Google. Acest lucru nu, e vorba de o mărturie personală, nu am dreptul să să divulg persoana, dar din păcate. Da, pentru că persoana există. Măi, cum te faci de râs în halul ăsta, mă nene? Bă, dar n-ai fost, mă, la toate colegiile alea unde ți-au dat ai tăi bani să mergi? N-ai fost tu odată în viața ta într-un club de debate? Cum minți în halul ăsta, mă nene, mă? Nu pot să zic. Și eu am informația... Atenție, doamnă sau domnul judecător, pamflet. Și eu am informația că Michi Neamțu a călcat 400 de fetuși cu mașina. Și Michi Neamțu mă întreb, de unde? Nu pot să divulg. Ok, bun, bine atunci. Această banalitate a răului care se produce sub ochii noștri începe, dați-mi voie să observ la nivel filozofic și psihologic, prin denumirea acestui copil, da, printr-un alt du-te termen peste el, decât cel pe care du-te îl merită de persoană umană. Nu mai puțin, când faci răul, aici, mai puțin, dacă... domnul Răbulescu, nu știu, nu pot să spun trei lucruri, vă rog frumos. Dar... Deci ca să ne înțelegem, poate e cineva care nu știe, mai ales băieți, cam în toată lumea, la 12 săptămâni este limita de avort la cerere, adică 3 luni. Toate avorturile de după, în cele mai multe cazuri, în toate țările posibile, sunt dacă pun viața mamei în pericol. Deci ca să ne înțelegem, cu suma enormă de 22 de săptămâni, când de fapt maximul e 12 în cele mai multe, sunt 14 la noi? Ok, bine. Mă rog, oricum, este enorm 20 și cât a zis, 22 de săptămâni. Dați-mi voie să fac o pledoarie pentru viață. Nu contra nimănui, puteți să luați această chestie roșie, eu sunt de dreapta, roșu nu-mi place niciodată, nu m-a plăcut prea mult roșu în România, oricum. Deci albastru îmi place mai mult. Revenind puțin. Deci fac o pledoarie. Nu uitați-vă la el. Deci fac o pledoarie pentru viață. Acest copilaș are toate datele să devină un geniu, să devină un sfânt, să devină un erou. A atinge foarte acest mare de favoare. Dar poate deveni un criminal. Dați-mi voie, uite, vedeți? Păi, nu puteți să nu mă întrerupeți. Deci asta este e o fisură aici. Nu mă întrerupeți. E o fisură aici. Are toate datele să devină un erou, dar la fel de bine are și toate datele să devină un criminal. Nu pot să vă las să nu observ. Nu m-ați contrazis cu nimic. Bravo, rege. Păi, slavă Domnului. Și dumneavoastră aveți exact aceleași date ca și mine, toți le avem, exact. Însă nu sunt eu și nici dumneavoastră în măsură să dau un verdict asupra acestui potențial. El poate fi următorul Beethoven, el poate fi următorul Enescu și dumneavoastră ridicați din numeri și spuneți și ce dacă. Poate fi și următorul Jack Spintăcătorul. Poate fi, dar eu mă uit la potențialul lui pozitiv, pentru că ăsta e rolul meu, să educ un copil în direcția binelui, adevărului și a frumosului. Mai spun încă ceva foarte rapid. Vreau. Există și o industrie a morții cu aspecte sumbre despre care văd că nu vorbim. Aceste elemente, inclusiv țesutul care se extrage cu violență, cu cleștări, acest făt este sfâșiat și parte din țesutul uman pe care îl scot... Da, acel făt de 7 luni este sfâșiat. Mă, cât poți să minți, mă, nene? Mă, efectiv, e ca la, a zis cineva în chat foarte bine, e ca la flătări. Te cerți cu niște oameni care cred că se termină lumea la căcați de pe planșă. Unii medici. Este utilizat în diferite industrii. Dar vezi că asta e. Eu sunt aproape sigur că Michi Neamțu nu crede în chestia asta. Eu îl cred deștept. Dar nu atât de deștept. Care, sigur că profită pentru experimente de laborator, sunt elemente care apoi se folosesc în cercetare și așa mai departe. Deci nu poți în niciun caz să banalizezi o intervenție asupra unei făpturi care nu are dreptul nu să se apere. Nu dorim acest lucru. Mulțumim mult și eu cred că s-a înțeles mesajul ăsta, dar întrebările parcă mi le-ați adresat mie când avem specialiști de față care pot da răspunsul și m-aș îndrepta către domnul Vlădăreanu. Păi, dați-i domnului Neamțu răspuns. Păi, că... cu specialiștii n-ai ce să discuți când tu ești lipsit de cultură. Să nu ocolim subiectul legat de faptul că se fac... întreruperi de sarcină ilegale. Ce pot să vă spun că niciun caz în România... Acum să nu se înțeleagă, vreau să fac o pledoarie. Să nu se înțeleagă că eu îi fac shaming pe educație lui Mihail Neamțu. Doamne ferește! Sistemul educațional din România dezamăgește atâția oameni an de an. Doar că tu ești la BAC și la toate astea. Deci...
să nu se înțeleagă că îi fac educație shaming, că e vina sistemului de învățământ din România, că Mihai Neamțu n-a avut parte de educație, să nu se înțeleagă chestia asta. Eu zic că e lipsit de cultură. În sensul că pare și minte că citește, cred eu că minte, când zice că citește Dostoevski, alte cărți și la, când eu cred, asta e părerea mea, că el nu știe să citească foarte bine sau că citește cu degetul. Și de asta zic, să nu se înțeleagă că l-aș discrimina sau că aș incita la ori împotriva lui. Doamne ferește, nici nu se pune problema. Doar la asta mă refer, domnule sau doamne judecători. Componente dintr-un făt, dintr-un embrion, nu se trimit în altă parte decât în condițiile legii la examene histopatologice. Deci nu există vreo industrie care să beneficieze de părți din feți. În România, în America, Planned Parenthood vă spune ceva, dar domnule doctor? Nu, în America e foarte ciudat și n-aș vrea să intrăm în discuțiile în anumite state în care, într-adevăr, legea zice că poți să avortezi. Da, dar în Laos se dă peste cap, domnul Michineam. Ce ziceți de asta? În Laos. Zi înainte să naști, deci la 40 de săptămâni. Intrăm în altceva și nu cred că e caz. Este cu totul altceva și v-ați îngrozi, apropo de acele poze care le arătați, dacă ați venit cu un făt la 40 de săptămâni. Și asta e valabil în America. Deci America e altă lume, e dincolo de ocean. În România, ne întoarcem la noi, în România avortul este legal și ne bucurăm că e legal. Am vorbit cu colegul meu din Polonia și președintele societății, sunt absolut disperați acei medici prin ce sunt puși să până la ce săptămâni? Mână, domnul doctor, când a zis cineva de Polonia, a sărit Michi că el vorbește de România, dar acum că îi convine, vorbește de America, da. Petus Deletus, mulțumesc! Crezi că Neamțu crede în conspirația cu adenochrome? Stai că nu știu ce e asta. Adenochrome is a component of several debunked conspiracy theories, such as QAnon and Pizzagate, with the chemical helping the theories play a similar role to earlier blood libel and satanic ritual abuse stories, according to QAnon. Using the adenochrome, they harvest from their victims' blood as a drug or as an elixir of youth. Ah, că gen se fac avortul ca să ia sângele de la copii să-l sună ca ceva ce în sfera lui Michi Neamțu, dar nu, Michi Neamțu nu crede în astea. Avortul legal este legal până la ce săptămână a fătului? Până în 14 săptămâni la cerere, până în 24, tot legea românească spune, asta e legea, dacă fătul are niște malformații incompatibile cu viața și nu acela frumos din poză pe care l-am văzut. E vorba de... Neamțu este doar supărat că nu a reușit să o lase gravidă nici pe a treia femeie pe care o grumuiește. Efectiv. Straight the fuck up. Ăsta are 40 ani sau mai mult. Gagică să-i de vârstă cu voi. Dar chiar, când, de ce nu îi face copilul asta? Ce se întâmplă? Înainte să o părăsească, să treacă la următoarea mai tânără. Defect de tub neural, care nu vor putea mișca, nu vor putea avea funcțiile fiziologice de bază. Ca alții feți cu handicap, cu hidrocefalia. Sunt mai multe situații, nu vreau să... Da, eu chiar mulțumesc pentru că domnul Neamțu cumva a anticipat întrebarea pe care vreau să o pun și eu, legat de această limită de la care se poate face, până la care se poate face avort. De ce? Cum s-a stabilit? Când e? Până la 14 sunt săptămâni? Sunt cutumele europene, sunt cutumele bunului simț care funcționează. Ce spun studiile acestea? Că nu e vorba de o ființă umană până la... sau... Nu, este ființă umană, cu siguranță, dar acestea sunt legile stabilite în toate țările civilizate, nu în țările dominate de religii, bineînțeles. Cu mențiunea că Lenin a introdus avortul în 1920, fără ca el să fie o persoană religioasă. Lenin a fost chiar anticreștin din cap până în picioare. Da. Oana Băluță a zis să interveni. Și ce? What's your point? De ce ai făcut această mențiune? Ce contează? Cred că este... Mi-am adus câteva materiale ca să-mi structurez un pic ideile, pentru că au fost foarte multe intervenții și nu aș vrea să ratez ceva. Cred că și este limpede că oamenii pot să aleagă poziții diferite în legătură cu avortul. Dar ceea ce nu cred că trebuie să facem este să venim cu date false, să venim cu dezinformare sau să venim cu minciuni, pentru că tot ați spus la început că este bine să folosim un vocabular comun. Iar aici au fost rostite sau au fost aduse foarte multe date care sunt dezinformate. Mare sunt minciuni. Și aș dori să încep cu intervenția doamnei Hărăbor. A afirmat ceva despre Clinton. În realitate, Hillary Clinton niciodată nu a afirmat că avortul poate fi făcut în luna a noua. Ea a spus că ceea ce primează este viața femeii, da? Și că dacă viața femeii trebuie să fie salvată, este nevoie de intervenția medicilor. Dar Trump și susținătorii lui au dedus din faptul că pentru Hillary Clinton primează viața femeii, că avortul poate fi făcut în luna
luna noua. Prin urmare, este o minciună. Nu este o minciună. Vă rog frumos, nu am terminat. A fost ultima dezbatere în care Clinton a zis că e de acord de luna noua. Neamțu, eu nu v-am întrerupt, aș vrea să duc la final ideea. Da, vă dau Daily Wire, arată 8 state. Daily Wire! Domn mizerie sub unghie, domnul Mihai, Daily Wire cu aia? Da, vă dau Daily Wire, arată 8 state în care... Daily Wire. Daily Wire arată ce? Ce arată Daily Wire? Vorbim de declarația lui Hillary Clinton. Ce poate să arate Daily Wire dacă Clinton a declarat? Ce poate să arate Daily Wire, a.k.a. publicația Dumnezeului lui, Dumnezeul lui Mickey Neamț Ben Shapiro? Ce poate să arate Daily Wire dacă Clinton a declarat? Dacă aveți ideea. Da, vă dau Daily Wire. Arată 8 state în care... Arată 8 state ce? A arătat 8 state? A pus o hartă cu 8 state? Sau ce state a arătat? Vă rog foarte mult, eu am ascultat cu decență. A doua chestiune. Ar fi foarte bine dacă doamna Hărăborn ar spune unde anume există acea situație sinistră pe care a descris-o, respectiv că un copil născut va fi lăsat să moară pentru că nu va fi alimentat în consecință. După o săptămână sau ce? Da, după o săptămână. Este foarte important să ne dea surse, iar dacă nu există o astfel de sursă, cred că ar trebui să-și ceară scuze pentru dezinformare. A treia chestiune. De alta, dar ne amendează și CNA-ul dacă nu. Deci ne-am cerut și sursa, pentru că... Bazată, bravo! Dați-mi voie să intervin, dacă punctual se poate. Deci în Virginia, numai puțin că nu se pricepe toată lumea la America. Mai am o intervenție. În Virginia, guvernatorul din Virginia. În Virginia, guvernatorul din Virginia. Putem răspunde la această acuzație? Nu acum. Mai am de spus o idee. Din punct de vedere al guvernatorului pentru această intervenție după naștere. Opinia dumneavoastră este cât se poate de importantă. Așa dar este, la fel de importantă este și opinia mea. Dar nu spuneți că sunt minciuni când sunt adevăruri. Nu, sunt minciuni. Exact ce am spus mai devreme, sunt minciuni. Iar ultim... E mor de nervi că se face de râs la TV, vă rog eu frumos. Ți-ai pierdut din flerm, Michiduță? Ai îmbătrânit urât? E mor de nervi, uitați-vă la el. Ce guvernator din Virginia, măi, mincinos, neobrăzat și nesimțit? Ce guvernator din Virginia cu aia? Ultima chestiune este legată de Hitler. Hitler este drept, a legalizat avortul, dar doar pentru copiii cu defecte congenitale. Iar aceasta se cheamă eugenie. Pentru rasa ariană, femeile nu aveau avortul legalizat. Este bine să spunem adevărul până la capăt. Hai, Michiduță, ia apărea lui Hitler. Împotrivă, chiar primeau medalii ca mame eroine. Așa este. Iar, o secundă, așa, o secundă. Așa este, aveți da. Trebuia să fac această precizare. Da, iar acum o să am o intervenție care probabil că nu va fi una dezirabilă sau foarte plăcută. Experiențele femeilor care fac întrerupere de sarcină după ce au făcut întrerupere de sarcină sunt diferite și sunt variate și emoțiile lor sunt variate și din fericire noi avem studii. Avem niște studii foarte bune, uitați, v-am adus două dintre ele, vi le pot lăsa și poate fi consultată bibliografia în continuare. Reacțiile lor sunt diferite. Ultimul studiu din anul 2020, publicat într-o revistă de prestigiu Social Science and Medicine, spune că dintr-un eșantion de 667 de femei care au făcut întrerupere de sarcină și care au fost urmărite în acest studiu pe parcursul a 5 ani, 97% cred în justețea deciziei lor. Din nou, nu vreau să invalidez în momentul acesta cu ceea ce spun faptul că avortul poate să fie perceput de anumite femei ca o traumă. Dar ce aș vrea să facem este să nu omogenizăm, să nu nivelăm experiențele acestor femei care fac întrerupere mulțumesc, de sarcină. Vă las cu respect studiile. Și prețuire pentru faptul că găsuiți această dezbatere. Așteaptă și domnul profesor. Foarte simplu. Da, niciunul, cred că dintre noi, nu a spus, nu a folosit verbul a interzice. Eu unul nu l-am folosit în această seară. N-am auzit nici pe doamna Nadane, nici pe doamna Hărăbor. Dar ce vreți de fapt? Ia. Asta e că poate n-am înțeles noi. Noi am vorbit împotriva banalizării avortului, care, din păcate, după cum ați văzut, a curmat din 1958 și mă bucur să rectific această informație. Mulțumesc pentru cifre, dar să știți că e și vina INS-ului, pentru că nu primim întotdeauna cifrele exacte. Au fost și estimări pe care m-am bazat. Ce rectificare e, Michi Neamțu? Michinam, tu trăiesc de la Revoluție, 30 de milioane. Ce INS? Îți trebuie INS să-ți dai seama că nu se puteau face 1 milion de avorturi pe an în România? Ce INS, Michi? Dar nu e vina ta că ești lipsit de cultură. Și nu știi să citești nimica. Ce INS, tată? Nu te duce capul să-ți dai seama că nu se pot face 1 milion de avorturi pe an? Sau care e treaba? 30 de ani, 30 de milioane de avorturi. Datele până în 2023, by the way. Și rectificarea pe care ți-a făcut-o din 58 avea oricum mult mai puțin decât ai zis tu. În data de 1 ianuarie 2008, oficial, statistica spunea că România din 58 până în 2008 s-au făcut 22,3 milioane de avorturi. Aha. Și cum ai putut să zici că s-au făcut 30 de milioane de la Revoluție? Această tragedie care reflectă lipsa de încredere a un... Dar mai e o tragedie, vezi? Nu contează anii.
Milioanele ani nu contează. Cifra nu trebuie să fie corectă. Tragedie să fie. Unui neam, a unui popor, în propriul său viitor, ar trebui tratată cu gravitate. De unde și tonul meu un pic mai apăsat, pentru care îmi cer iertare. Eu nu vin aici ca o persoană neutră. Să știți că și persoana mea fizică a fost subiectul unei discuții în 1978. S-a discutat dacă eu trebuie să apar sau nu în această lume. A existat o discuție. Și se pare că știm de la ce ne gândim. Știu acest lucru. Și poate despre viitorul dumneavoastră s-a discutat când era în pântecele mamei noastre, Dumnezeu să-i dea sănătate, s-a discutat. Deci, noi toți suntem implicați emoțional, pentru că simțim undeva în adâncurile ființei noastre că viața asta pe care n-o merităm și care este un dar absolut, de aceea n-o meriți, pentru că este un dar, această viață merită prețuită. Eu când am spus că sunt elemente de banalizare a avortului în statele, din păcate, conduse de democrați, am avut cifrele în mână și vă spun exact. 8 state permit ceea ce în engleză se numește late term abortion. Cu gravitatea ar trebui tratate și jurămintele tale în fața lui Dumnezeu. Parcă era la bine și la greu, dar la tine e X3, da. Jurămintele lui Hipocrat, morala, se aplică la toată lumea, numai nu la mine. Asta e deontologul perfect. Totul se aplică la toată lumea, numai nu la mine. Eu pot să divorțez de 3 ori chiar dacă sunt creștin. Tu, în schimb, n-ai voie să faci avort că ești creștin. Term abortion, cu care Hillary Clinton a... Păi, cui pasă de America? Efectiv, oamenii mei, cui pasă? Cui pasă de America? Cui nu-i pasă de America? Nu te spăra. Îți pasă ție? Du-te și mută din America, ce ești așa? Deștept. Stai aici cu toți săracii. Că n-ai bani, că mor de foame, nici nu să citești. De ce nu te mut cu ei în America dacă tot urle atât? Du-te în Texas, împă-a. Ce mă, tot America în sus, America în jos, cu... N-ai exemplu de pe vremea lui Ceaușescu cu drama avorturilor? Ce mă, tot cu America și cu Texas și cu Virginia și cu... Du-te la jumătate din America! Ai un exemplu atât de unic în lume cu interzicerea avortului aici în România, ieri, pe ceasul timpului, și mă tot cu America și cu Aristotel. Du-te cu aia în Grecia! Am scris și o carte despre fenomenul Trump, cred că mă pricep la... Ce să scrii, măi, om dezamăgit de sistemul de învățământ? Ce să scrii, măi, omule? Ai copiat de pe Wikipedia, ce să scrii? Date și la cifre. Însă, încă ceva și cu asta închei. Ci fetele vor același lucru să zică. Ca să fiu foarte exact, în New York, în District of Columbia... Cui pasă? Cui pasă cu aia? Cui pasă cu aia? De New York, de districtul Columbia, cui pasă? Cui mi-i pasă? Mie îmi pasă pe multe teme. Dar cui mi-i pasă pe această temă când ai exemplu perfect în România? Ai exemplu perfect în România de ce s-a întâmplat când este legal avortul, ce s-a întâmplat când a fost ilegal. E atât de simplu. Ai toate exemplele aici. Nu se zice nicăieri. La ora la care noi vorbim, se pot face avorturi și la 40 de săptămâni. Deci astea sunt informații clare, certe, nu sunt fake news-uri. Da, și din Diana, păcate, scurt, aici se ajunge numai puțin. Într-o lume fără Dumnezeu, se ajunge la cultura morții. Pentru că Dumnezeu este viață și moartea este dușmanul. Cultura morții este ceea ce facem noi aici, 4.000 de oameni, că ne mor neuronii uitându-ne la tine. Asta este cultura morții. Când de bună voie ești nesiliz de nimeni, ne uităm la Mihail Neamțu omorându-ne neuronii. Dumnezeirii din noi. Asta e cultura morții. Și dușmanul, până la urmă, vieții. Cultura morții. Foarte pe scurt, pentru că am cifre. Așa să termină practic sesiunea de Skype a domnului Vlădăraș. Vrem să mai profităm pentru o întrebare finală. Zic repede, pentru că s-au vehiculat informații false. Sunt date din decembrie 2021 adunate strânse de cei de la New York Times. Presupun că sursa este destul de credibilă pentru toată lumea. Referitor la cine sunt femeile care fac avort, apropo de perioada în care efectiv să-i dea cineva green card lui omul ăsta să se mute în Iowa, mea. Să facă cineva o faptă bună, să-l ia pe ăsta de soț, să o părăsească și pe nevastă sa asta de 20 de ani, să se mute dracu undeva în Colorado, Colorado e prea liberal. 43% sunt făcute la 6 săptămâni de sarcină, 36% la 7-9 săptămâni de sarcină, 13% între 10 și 13 săptămâni de sarcină, asta înseamnă 92%. Deci povestea cu femeile care fac avort în săptămâna 40 sau ce săptămână spunea domnul Neamțu, nu sunt femei care se duc la spital și zic, ups, după 40 de săptămâni îmi dau seama că nu mai vreau să fac copilul. Nu, sunt femei care fac avort la recomandare sau întrerupere de sarcină, la recomandarea medicului, în situațiile pe care domnul medic le prezenta mai devreme și în cazul României poți să faci până la 24 de săptămâni. Deci, știu că discutam înainte de emisiune despre faptul că se fac multe avorturi, cum se recomandă doctorii de la spitalele de stat, până la urmă spitalele private pentru a face avorturi. Nu le fac acolo, dar le fac la privat. Aș vrea totuși să obțin o părere de la domnul Vlădăreanu, dacă e o situație normală și ce are de gând să facă în acest caz. Da, în mintea lui Michi Neamțu, care v-am zis că nu știe să citească, el crede că, exact cum a zis cineva mai sus, că e cineva la 8 luni, e o femeie cu burta la gură la 8 luni, zice... Bă, știi ce? Mă, nu mai vreau! Și se duce și toți medicii din România, o, doamna mămică în 8 luni, dar vă rog, poftiți la avort, cum să nu? Așa funcționează în mintea de conservator
putrezită a lui Michi Neamțu? Nu neapărat să fac în spitale private, cât să pot face în cabinetele private. Din anii 90 și puțin, de când au început să apară primele cabinete particulare, femeile, ca să vezi, își doresc o intimitate mai mare decât poate să le ofere spitalul public. Și e normal. Decât putea în anii 90, decât poate în anii 2010-2020. Da, asta noi mă referam la situațiile în care medicii nu este organizat în așa fel încât să ofere acest serviciu ca coadă într-un mod civilizat și intim pentru femeie. Asta este realitatea. Cumva Andrada Cilibiu are alt punct de vedere. Nu i-aș da eu glas, dar vrei să intervii exact la ce spunea acum, da, domn doctor? Da. Că trebuie să terminăm totuși acest interviu, expiră sesiunea, spuneam. Am întrebat anul trecut 171 de spitale, dacă mai fac. Scuze, Andrada, vreau să vă reamintesc, în caz că nu înțelegeți de unde e atitudinea asta de vânzător de mașini uzate alu Mihail Neamțu. Vreau să vă reamintesc că Mihail Neamțu a fost un membru foarte activ, mai mulți ani, la Herbalife. În caz că vă întrebați de unde atitudinea asta de om dezamăgit sistemul educațional cu atitudine de vânzător de mașini montate de la jumate pe Germania, Mihail Neamțu, puteți să căutați pe internet, a fost un membru foarte eficient și foarte respectat de colegii lui la Herbalife, așa ca idee. Și nu acum 25 de ani. Și a lucrat la Herbalife la 16 ani. 3 luni. Atât am putut eu, cu mintea mea de 16 ani. Michi Neamțu a urcat scările acum recent, relativ recent, nu știu, maximum 10 ani. Sunt poze, stați așa, 2 secunde. Iartă-mă, Andrada. Un scurt telegram de o secundă cu de ce e Herbalife problematic. Multilevel marketing. I think this is enough. Uite că nu... Apoi Mihail Neamțu a lucrat pentru Herbalife, o companie acuzată în mai multe state că rulează o schemă piramidală. Aha, da, la asta, ne mai uitați mai dată la asta. Deci asta este o prezentare publică. 2015, să ne înțelegem, da? Deci nu când avea 15 ani. Asta este o prezentare prezi făcută de Mihail Neamțu, sau cel puțin pe cineva care îi cheamă ca pe el și care îi folosește pozele lui, pentru Herbalife. Repede ne uităm la ea. Creșterea vine din acțiune cantitativă, mă... Așa prostea el oamenii. Herbalife 2014. În 2014 veniturile Herbalife au crescut cu 300 de milioane de dolari. Leadership înaintea metodelor. Ia uite-l, ia uite-l. Da, deci ca să ne înțelegem cine e Mihail Neamțu. Ia uite-l. Era mai în vârstă ca mine aici, ca să ne înțelegem. Cred. Not sure. Nu știu câți ani are. Ia uite-l. Am prostit-o pe bunică ta să ne dea bani. Vânzător de alifii chinezești, vă rog eu frumos. Da, deci ca să ne înțelegem cine e intelectualul. Haide, men, dați și voi primul search pe Google, pe YouTube, pe whatever despre Herbalife, că aflați tot ce e de aflat. Herbalife problematic este pentru că este o schemă de tip multilevel marketing. MLM-urile sunt niște afaceri care se bazează nu pe vânzarea de produse, ci pe racolarea a cât mai mulți membri în organizație ca să înaintezi tu un rang. Când intri în organizație, trebuie să cumperi produse pe care le revinzi. Dacă nu reușești să le revinzi, rămâi în pagubă. Practic este o țeapă care se bazează pe puterea oamenilor de a da cât mai multe țepe cât ori mai mulți oameni. Nu va invita mâine niciodată cineva la hai la o întâlnire de afaceri și când ajungi acolo, de fapt încearcă să-ți vândă ceva. Herbalife, Amway, toate căcaturile cu cafea, Oriflame, Avon e mai ok, Oriflame e un ultimul hal, dar și Avon tot acolo. Doterra, da, Organo Gold e ăla cu cafele, da, toate astea sunt MLM-uri. Ziceți-vă și căutați nevoastră ce înseamnă MLM și de ce sunt problematice, pentru că, cum a zis și Iulia, nu este despre vânzarea de produse, este despre racolarea de oameni care să cumpere produse în scopul că o să le vândă mai departe și așa se formează, nu zic că se formează o schemă piramidală, se formează o piramidă așa cumva. Am întrebat anul trecut 171 de spitale dacă mai fac sau nu avorturi. Dintre acestea, mai mult de o treime ne-au spus că nu fac în nicio circumstanță și altă treime ne-au spus că nu fac avorturi în timpul sărbătorilor religioase. Doar 9 spitale din România fac avort medicamentos. Sunt răspunsurile lor oficiale. De ce nu fac? Majoritatea spitalelor au invocat motive religioase și motive care țin de moralitate și conștiință. Mai degrabă, restricționarea accesului la avort e de vină pentru ce se întâmplă astăzi și nu faptul că femeile au nevoie de un spațiu cu mai multă intimitate. Asta aș vrea să subliniez. Da. Dacă are domnul Vlădeanu de precizat ceva... E posibil să aveți dreptate, să fie și acesta un punct de vedere. Pe de altă parte, lucrurile sunt puțin amestecate. În plus, există avort medicamentos. L-ați amintit, e foarte bun, a funcționat foarte bine în acești ani de pandemie, mult mai bine decât ne așteptam, ca să zic așa, și nu necesită niciun fel de intervenția medicului decât un sfat legat de cum să iau aceste pastile. Și aici este un subiect important și în Polonia și în Statele Unite și acesta se dorește a fi interzis. Sigur, da. Problema accesului la avort în România este o problemă și ține de organizare de sănătate publică și trebuie lucrat la ea, dar separat de acesta, dreptul legal de a face avort în România, sunt convins că se va menține. Vreau să-i atrag atenția domnului Mihail Neamțu că poate n-a
citit Codul Bunelor Maniere, dar îl învăț eu. Domnul Mihai Neamțu, când stați jos, deschideți nasturile de la sacou, că bubuiți acolo la câți nervi aveți dumneavoastră. Vă bubuie matele dumneavoastră dacă mai stați mult așa. Deschideți asta de la sacou. Așa se face când stai jos, domnul gentleman. Mie personal mi se rupe careasul de această regulă, dar îi ziceam domnului gentleman care se vrea mare domn, care te învață toate căcaturile alea din Codul Bunelor Maniere, a uitat el aici. Legal de a face avort în România, sunt convins că se va menține. Da, mai am o singură întrebare pe final, pe care nu o să o pun eu, ci o să o rog pe una dintre studentele prezente aici în platou. Pentru că am auzit foarte multe păreri despre drepturile femeii și drepturile copilului, aș vrea să întreb cine primează, femeia sau copilul? Da, până la o întrebare legitimă, că ți-a tot vorbit fiecare parte a... O întrebare legitimă, într-adevăr. Fie pe copil, fie pe femeie. Da, domnul profesor. Abordarea proviață este și femeie și copil. Nu punem un conflict. Răspundeți imediat, haideți să cem cu domnul profesor Bădăreanu și... Nu, sunt situații când trebuie ales și știința, morala, bioetica de care se amintise ne învață că întotdeauna primează mama. Acesta este adevăr. Sunt anumite situații, însă, cum ar fi un cancer într-un stadiu avansat de care află femeia în timpul unei sarcini și cu toate acestea, ea dorește în mod deosebit să continue sarcina, chiar știind că acest lucru îi va grăbi moartea pentru a avea ocazia să dea naștere. Asta e altă situație, dar în situațiile de urgență primează întotdeauna viața mea. Acestea sunt regulile și... Punct. Așa funcționează medicina, strict de fac cap. Legile și nu numai în România. Mulțumesc, domn profesor, pentru clarificări. Sandra Nadane, te rog, un răspuns și din partea ta. Voiam să spun ceva legat de ce a spus domnul doctor ca avortul ca problemă de sănătate publică. Problema principală pe care există în zona aceasta a medicinei, a clinicilor, este că medicii nu reușesc să și nici nu-și propună uneori să identifice coerciția. Femeile ajung să facă avort din cauza violenței, din cauza presiunilor, din cauza că sunt într-o relație toxică cu tatăl copilului, de cele mai multe ori, din cauza resurselor financiare, din cauza... Da, fată, da, așa este. Tot sexul tău este influențat, manipulat sau prostă făcută grămadă, practic asta zice. Toate femeile din lume sunt fie manipulate, fie forțate, fie proaste făcută grămadă. Cam asta zice doamna. Că așa femeile sunt. Mai efectiv, lipsește să zică că așa femeile. Că bărbatul e... Efectiv, asta pare că urmează să zică. Niciodată nu poate să fie ambele. Țineți minte, când discuți cu conservatori, niciodată nu poate să fie ambele. Nu poate să fie și niște femei care într-adevăr sunt forțate, obligate, whatever, și femei care vor să facă... Niciodată nu poate să fie ambele. Întotdeauna... Lipsei de sprijin și apare această criză de sarcină despre care am vorbit. Și e foarte important. Acum, atitudinea, reacția mea nu este una în opoziție cu medicii, ci o invitație către medici, la fel și către toți cei care ne urmăresc, de a sprijini femeile în criză de sarcină. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, riscăm să avem o discuție fără să luăm în considerare nevoile femeilor. Există consecințe. Sunt femei care suferă în urma avortului. Sunt femei, mi-am notat aici exemplul lui Patty Mallett, că este foarte cunoscută, mama lui Justin Bieber, care a făcut un avort, a mai făcut și alte avorturi. Stalin, Hitler, mama lui Justin Bieber. Bă! Mai poți să mai zici ceva? Just enjoy the show. Este foarte cunoscută mama lui Justin Bieber, care a făcut un avort, a mai făcut și alte avorturi după, a ajuns la dependența de droguri și pe urmă... Când ai crescut la dependență de avorturi. A rămas însărcinată și l-a născut pe Justin Bieber și alegerea vieții i-a dat putere, i-a dat forța de a ieși din situația dificilă. Cine făceam fără Justin Bieber la urmă ormei? Puteți vă întreba și la asta. Andrada, adică persoana de aici, zice în chat, mi-am mușcat obrăjorii să nu râd la partea cu Justin Bieber. Vă spun din experiență personală, avortul nu rezolvă niciodată problemele femeii. Cine e într-o situație de violență va suferi și mai multă violență. Stați un pic, doamna, ați făcut avort? Cum adică nici din experiență personală cum e cu avortul? A făcut avort? Și din cauza că avortul are un impact psihologic negativ, acea femeie, acelei femei va scădea stima de sine, nu va mai avea curajul și puterea să iasă din acea relație. Soluția este sprijinul, să existe cât mai multe centre de sprijin pentru femeile în criză de sarcină, să existe politici, oamenii să se gândească. Ah, da, cunoaște-a pe cineva.
am o prietenă care a făcut avort, therefore pot să fac propaganda anti-avort. Acum e o dezbatere. Noi o să plecăm acasă în foarte scurt timp. Oamenii rămân cu ce au auzit. Ei au diferite opinii pro și contra. Se va vota. Vedem. Ceea ce e esențial este ce facem. Păi, părinții care ajung în criză de sarcină și ajung să treacă prin drama unui avort, ratează cea mai mare șansă de a-și manifesta iubirea. Și se votează. Măi, deci, deci publicul de acasă votează. Wow. La întrebarea pe care am adresat-o, pe care am pus-o în această ediție a referendumului, sunteți de acord cu dreptul la avort? Răspunsul în momentul de față arată așa, 70% da, 29% nu și restul de 2% nu mă interesează. A, deci în timpul emisiunii 70% erau de acord cu dreptul la avort. Deci au venit alții după și au votat, dar în timpul emisiunii, adică... Ceea ce vreau să spun este că femeile în criză de sarcină sunt lângă noi. Sunt surorile noastre, sunt prietenele noastre, fac parte... Sunt surorile noastre, ce drăguț! Asta e frumos la dreapta, cum acaparează limbaj de ăsta specific stângii de cele mai multe ori. Sunt surorile noastre și eu sunt feministă la rândul meu, dragi surori. Din familia noastră. Haideți să vedem două mesaje, să vedeți că sunt și de o parte și de cealaltă. Experiențe ale unor oameni sau păreri care susțin și dreptul femeii de a-și întrerupe sarcina și condamnă în același timp. Dar uitați, sunt câteva comentarii, că așa obișnuim să facem de obicei. Sunt un conservator feroce și tradiționalist și naționalist, dar lăsați femeile să-și decidă soarta. Restul de consecințe sunt treaba lor. Este un comentariu. Un alt comentariu. Ce face TVR-ul? Vrea să vadă cum stă situația cu talibanii anti-avort. Asta e cu sondajul, sunt probabil puși născuți după Revoluție și nu știu că în România anti-avort egal comunism. Ce râde și asta? Am crezut că și asta e pro, că e anti-avort, dar la început părea că tot întregupea pe aici. Știi orice, da. Ca întotdeauna când pui astfel de subiecte delicate pe tapet, multă lume te bănuiește de tot felul de intenții ascunse. Nu, chiar vrem să dezbatem această problemă, pentru că e un subiect de controversă publică și de maxim interes. Pe de altă parte, am văzut că primesc și pe WhatsApp. Bună seara, fetelor, alegeți voi, dar alegeți bine. Primești pe WhatsApp tu personal? Bună seara, fetelor, alegeți voi, dar alegeți bine. Eu nu am făcut-o când eram ca voi și niciun preot și niciun psiholog nu au reușit să-mi șteargă trauma a ceea ce am făcut de bunăvoie, ilegal și mai târziu legal. Nu am ascultat de nimeni, regret enorm și azi am 68 de ani. Deci sunt, iată, și astfel de opinii. Pot să intervin un pic? Da. Mai ales referitor la ce spunea Alexandra. Experiențele femeilor sunt foarte diferite, vreau și eu să subliniez asta. Uite, anul trecut venea spre noi o beneficiară care înainte a apelat la servicii de criză de sarcină. A născut copilul, se afla într-o situație de violență domestică. A venit și mi-a spus cu lacrimi în ochi că chiar dacă pentru femei, în general, sarcina și nașterea sunt o binecuvântare, pentru ea a fost un blestem. Că regretă faptul că a născut acel copil și ar fi vrut ca viața ei să aibă o altă traiectorie. Turbează ea pe scaune. Ba, eu cred că diferența între noi astăzi este că noi le ajutăm pe femei indiferent de care e alegerea lor. În schimb, ajutorul care se ascunde sub ideea aceasta de pro-viață se oprește când femeia spune că a decis să facă avort. În momentul acela este abandonată, nu îi se oferă niciun sprijin. Nu, cum stă acolo. Situații de femei care au venit la noi pentru că voia... Bă, dar când o zice? Eu aștept cel mai juicy căcat. Când o... Aha, hai că urmează. Au să facă întrerupere de sarcină și s-au răzgândit. Le-am respectat opinia, le-am încurajat și le-am oferit sprijin în continuare. Ce aș vrea să mai subliniez, pentru că nu aș vrea ca retorica goală a domnului Neamțu să scape cumva neadresată în această seară. Puternică! Ar fi că, în primul rând, fiecare copil merită să fie dorit și fiecare mamă merită să aleagă care sunt termenii în care ea vrea să-și trăiască această perioadă de maternitate. Exact! Atât de bine pus! Pentru că nu e doar despre mame, deși evident că mamele primează, dar e și despre copii cu aia. Copilul ăla are dreptul la o viață cel puțin decentă. Are dreptul să aibă o mamă, are dreptul să aibă un tată sau are dreptul să aibă ce căcat de familie mai există. Dar are dreptul să aibă acces la căcaturi, să nu fie abandonat, să nu fie dat la orfelinat, să nu moară de foame. Cumva asta nu mai contează, de avortonii. Asta nu mai contează. Să se nască de la morții lui, că Vedem noi după! Îl întreb pe domnul Neamțu cum ar fi pentru el să se trezească într-o dimineață să-l oblige statul să facă o vasectomie. Am înțeles că a fost...
Aș vrea să-l întreb pe domnul Neamțu cum ar fi pentru el să se trezească într-o dimineață să-l oblige statul să facă o vasectomie. Am înțeles că a fost destul de complicat până și cu masca în timpul pandemiei. Vă dați seama cum ar fi să vă oblige statul să faceți o procedură care vă afectează fertilitatea? Și aș vrea să închei subliniind faptul că nu ne permitem să ne întoarcem în trecut și să dăm naștere unei generații de copii născuți din frica propriei morți și de frica închisorii. Știți că eu am vrut să dau masca întotdeauna cuiva? Am vrut să fac cadou, aș fi făcut-o dumneavoastră de pildă dacă mi-aș fi luat masca. Din fericire, un copil poate fi și dat spre adopție, da? Deci, între aceste dihot... Unde poate fi dat spre adopție, domnul Mihail Neamțu? Domnul Mihail Neamțu, ați văzut vreodată cum arată un orfelinat din România? Domnul Mihail Neamțu, ați văzut cum arată un copil care a stat în sistemul de orfelinate din România, cum arată la 18 ani și ce face și cum e ca om? Da, să-i trimitem la biserici. Să-i trimitem la biserici că plângeau bisericile după sclavi. Deci, între aceste dihotomii pe care le-am auzit acum prezentate... Domnul Mihail Neamțu, am o întrebare foarte importantă. Câți copii ați adoptat? A, zero? Aha. Bun. Trei neveste și zero copii, chiar așa? Zero copii adoptați? Nasol. Dar e bun argumentul ăsta. E bun argumentul cu adopția. Fie avortăm copilul, fie trăiești drama aceea unei sarcini nedorite, există și a treia cale, slavă Domnului, care se numește adopția. Însă, în România nu avem cu adevărat o cultură a adopției și nu se prea vorbește despre politici de adopție și, din păcate, opțiunea asta nu cred că este atât de des oferită, așa cum s-ar cuveni. Și vreau să spun că în România, din fericire, inițiativa spre adopție uneori pleacă din partea acestor preoți care au fost demonizați din nou într-un discurs de ăsta stângist radical. Părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului a adoptat de-a lungul ultimilor 20 de ani peste 500-600 de copii care ar fi murit, probabil, sfârtecați. Bun, dar dumneavoastră câți? Părintele, dar dumneavoastră câți ați adoptat? Că ziceți că e deviabil. Sfârtecați în pântecele mamelor lor. Deci, slavă Domnului, sunt inițiative private, bun, nu ale statului, care salvează... Dom'le, asta cu vasectomia nu mă interesează, că nu vreau să fiu transgender. Deci sunt atât de asumat în masculinitatea mea, atât de heterosexual și atât de lipsit de dubii, încât nu m-am gândit la vasectomie. Dar masca aș fi dat-o cadou oricui. Mulțumesc. E important. Nu-mi fac... Măi, voi vă dați seama că asta... Eu de asta tot ziceam, că poate părea stupid că tot zic eu de... Lipsit de cultură. Că citește cu degetul. Vă dați seama că el nu știe ce e vasectomie? Nu, de fapt, ori nu știe ce e vasectomie, ori nu știe ce e transgender. Două variante. Eu cred că nu știe ce e vasectomie, sincer, dacă a dat exemplul ăsta cu transgender. Eu cred că acest om a ajuns la vârsta pe care o are și nu știe ce e vasectomie. Dacă de citit el... Și voi vă dați seama că el crede că el... Uitați-vă la el cât de mândru e. Zis, pa. Mic drop. Mic drop, tăticule. Încă o dată. Dom'le, asta cu vasectomia nu mă interesează, că nu știi ce, nu știi ce. Care salvează? Dom'le, asta cu vasectomia nu mă interesează, că nu vreau să fiu transgender. Deci sunt atât de asumat în masculinitatea mea, atât de heterosexual și atât de heterosexual. Domnule Michineanțu, nu știu dacă știți, dar gen vasectomia, gen de obicei și o fac oamenii care fac femei, că gen dacă bărbați nu prea e rost să o faci. Păi, că e deștept. Tine, mă, nene. Andrada zice, o noapte mai târziu mi-a dat bloc și a scris pe Facebook că sunt o feministă isterică cu belciuc care tremură când se vorbește despre Dumnezeu, da. Măi, el săracul nu știe ce e vasectomie. Măi, vă dați seama că el nu știe ce e vasectomie? Poate cineva aici care nu știe. Dragi copii, vasectomia e o procedură foarte simplă în care te duci și zici bună ziua, nu mai vreau să mai fac copii, și te duci tu ca deținător de penis și stai un firicel de acolo care trimite spermatozoid în spermă și practic nu mai e spermatozoid în spermă, therefore nu mai poți să mai, dacă este de succes operația, desigur, nu mai poți să mai lași gravid de persoane, basically. Și de asta zic, e evident că nu știi ce e vasectomie dacă zici că ești hetero, că ești prea hetero, că oamenii hetero în general își fac. Oamenii hetero și oamenii bi care se fac cu posesoare de vagin. De ce ți-ai face vasectomie ca persoană gay? Naked Max, măi, nu știe, e atât de satisfying. Și că eu tot zic că nu știe să citească, că citește pe litere, că nu știe. Bă, de atât de satisfying să-l prinzi cu căcaturile astea după ce îmi zice mie că citește Dostoevski și nu știe ce e aia vasectomie. Cum să nu știi ce e aia vasectomie? Cum să nu știi? Cum să te umilească în p***a toți oamenii cu care interacționezi? Cum pariu că el crede că vasectomie înseamnă că stai p***a? Nu știm. Dar ați văzut că se bâlbâia și la cuvânt, nu știa ce, nu mai auzise cuvântul. Vasectomia are reușită de 100%, nu este adevărat, doar că reversia ei nu este neapărat 100%. Da, cu cât trece mai mult timp, cu atât e mai greu, cel puțin din informațiile mele, căci chiar iau în calcul această posibilitate în viitorul meu apropiat, deși sunt hetero. Eu sunt hetero, să nu credeți că eu sunt de ăla, că aia aș fac vasectomii.
N-a găsit. Erau atât de multe glume bune acolo. Erau atât de multe glume pe care puteai să... Erau atât de multe moduri în care puteai să-i o întorci înapoi pe tema asta cu vasectomia. Cum te-ai dus la ceva atât de wrong? La ceva atât de... A zis pe Facebook că vasectomie egal sterilizarea bărbatului. Păi după a citit și el. A citit și el pe Dex după ce s-a făcut de râs. Că i-a zis cineva, băi, vezi că te-ai făcut de râs. S-a dus și el și a confirmat. De lipsi de dubii, încât nu m-am gândit la vasectomie. Dar masca aș fi dat-o cadou oricui. Mulțumesc. Asta făcea ca toate alea, că de ce trebuie să poarte mască. S-a dus și a făcut turul României să se vadă cu cei doi fanei lui. Literal, s-a văzut cu doi oameni. Nu zicea că nu crede în COVID, dar zicea că un căcat, o răceală, căcat, ce mască, nicio mască, libertate, căcat. A luat COVID instant, de-aia pe formă nasoală, și a bolit, a bolit și s-a victimizat pe Facebook cât de tare bolește el de la COVID. Și gen, în timp ce bolea, dacă dădeai scroll pe Facebook-ul lui, găseai gen cu o săptămână înainte cum stătea în piața din Brașov sau de unde era cu fanii lui fără mască. Ne vaccinați, ne mascați, libertate! Ha! Și mă mai dădeai scroll 5 postări. M-a omorât, cu COVID-ul. E comediant închipat acest om. Este comediant închipată, semidocția închipată. Stam să vorbim... E un snowflake semidoct conservator. Ăsta este cel mai mare snowflake din univers. Uite cum râd femeile astea de tine. Nu ți-e rușine că face toată lumea mișto de tine? Cu acuratețe, cum spuneam, în Statele Unite, în Australia... Ah, by the way, a întrerupt-o pe asta. Nu știu dacă ați observat, dar a intrat peste ea. A intrat peste ea. Taci-o! Trebuie să zic eu ceva inteligent. Și-a dat bomba bombelor. Există o procedură, se numește adopția începută din timpul sarcinii, care dă șansa oricărei femei care nu își poate crește copilul, dar nu vrea să treacă prin drama avortului, să-l încredințeze unei familii, astfel încât în cel mai scurt timp acel copil să beneficieze de dragostea unui... Da, milioane de familii care abia așteaptă să adopte un copil. Zeci de milioane de miliarde de familii sunt care abia așteaptă să adopte. Familii, iar femeia să fie liniștită și împăcată că acel copil este în siguranță într-o familie. Trebuie să ne revenim cumva... Andrada deja postac de... Mihail Neamțu a zis că te... La lucrurile de bază, cred, avortul este despre lipsă de dragoste, lipsă de respect. Asta acum, ia uitați-l. Dex vastectomie, sau cum îi zice. Dragoste, lipsă de respect față de oameni, despre lipsa de sprijin față de femei, despre ignorarea problemelor femeilor. A fi pro-viață înseamnă a sprijini femeile în situații de criză, a fi alături de ele, despre Mulțumesc. Potențialul fiecăruia de a face ceva pentru a sprijini. Mulțumesc că mai aveam o întrebare de... Google, vastectomie. Aici, că nu vreau să plece și domnișoarele fără să fie puse la treabă, dacă au întrebări, nu? Ai, mai ai? Da, da, te rog. Silvia Cristea este numele meu, sunt studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Voiam să vă întreb dacă există posibilitatea, în urma acestei interziceri de a face avort, ca rata abandonului să crească. Eu personal nu militez pentru interzicerea avortului. E foarte important de precizat două lucruri de bază. Păi de ce n-ai precizat în primele două ore? Dar pentru ce ești exact? Nu militam pentru interzicerea avortului, eu personal. Nu susținem nicio formă de ostracizare a femeii. În centrele noastre sunt femei. Bine, cred că e o minciună, că altceva nu mi-explică. De ce ești aici atunci? De ce ești în tabăra anti-avort? Ah, nu, că e tabăra pro-viață, am uitat. Cum exact ești pro-viață dacă ești și pro-avort? Mă, pro-viață, pardon, pro... Ce căcat zice aia? Cum funcționează cele două împreună? Nimeni ce-mi tristă, ce dracu, e la organizația de-aia de spăla pe creier femei să nu facă avort. Centristă, nu e nicio centristă. Dar s-a văzut din tot ce ai zis până acum. Femei care beneficiază de consiliere post-avort, de terapie, de sprijin pentru a depăși traumele post-avort. Mulțumesc, și... avem și... Nu pot, da, semne că pot să o întreb pe Alexandra. Aș vrea să o întreb ceva, dacă îmi permite. Foarte scurt, că mai avem dacă puțin, în centru vostru de criză vine o femeie care, după ce discută cu voi și o consiliație, decide să facă avort, o ajutați în treaba asta sau nu? Noi spunem foarte clar și pe site și în codul de etică și în toate aspectele că nu susținem avortul, nu facem avortul și nu recomandăm. Deci nu faceți, nu recomandați și deci, dar cumva nu ești anti-avort. Ok, dar nu, am înțeles, are sens. Este o problemă cu impact asupra sănătății femeilor. Sunt de acord cu tine că nu susțineți, e perfect, că nu faceți, că nu se așteaptă nimeni să vină la un centru de consiliere să facă avort. Dar repet, și că nu recomandați, asta e din start. Dar în momentul în care, cum Andrada a explicat mai devreme, că la ele ajută și femeile care decid să păstreze sarcina. Și vreau să știu dacă în centrul tău sau în centrele voastre se întâmplă. Păi asta înseamnă că nu le sprijină, le abandonează. Nu este un sprijin. A sprijini femeia să facă avort înseamnă a o lăsa singură în fața unei drame și ea nu o sprijină. Am
Avortul are impact asupra sănătății femei, asupra vieții ei și noi nu ne dorim să facem ceva care să aibă un impact negativ. Ne dorim să le sprijinim. L-avem cu noi pe părintele, că s-a tot vorbit, părintele Dan Damaschin, care așteaptă pentru o scurtă intervenție. Au băgat preot cu aia. Doamna Cleopatra Capsali, care este mamă a 9 copii și de... Nu, stăm pe Capsali din familia aceea Capsali. De aceea am vrut să cunoaștem și punct de vedere a unei femei care a dat viață, a dat naștere la atâtea vieți. Dacă s-a gândit, bună seara, dacă s-a gândit vreodată la această perspectivă a avortului? Nu, niciodată. Pentru ce nu știe, soțul acestei doamne este Mihail Neamț, puțin mai bătrân și mai anonim. Nu m-am gândit la problema avortului. Femeia, am auzit mai devreme că despre dreptul la acesta al femeii de a decide în privința corpului ei. Da, poți să decizi dacă vrei să-ți vopsești părul, dacă vrei să-ți faci mai fertil, da. O operație, dacă vrei să-ți mărești sânii sau știu eu ce altă... Ah, corect, corect, corect. Capsali măcar a rămas la o femeie. Măcar Capsali n-a băgat divorț după divorț, corect. Decizie consider că e necesară, însă atunci când este vorba de un prunc, decizia nu ți aparține. Adică... Da, 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 așteptăm să vedem câți dintre cei 9 copii au devenit Eminescu și Aristotel, foarte important asta. Nu ai dreptul să decizi asupra unei alte vieți. Cât de departe, doamnă, cât de departe poate merge această libertate? Chiar sunt curios, spuneți-mi, și în cazul unui viol se ținem cont de acest drept? Da, și în cazul unui viol. Și în cazul unui viol. Este o ființă, este un prunc. Este o ființă nevinovată. Este o viață și nu ai dreptul să o întrerupi. Deci nu ești Dumnezeu să o întrerupi. Deci nu ai dreptul să o întrerupi. Eu ce vreau să vă... Dumnezeu e violatorul atunci. Sau cine e Dumnezeu în ecuația asta? Ce oameni mizerabili. Spun aici este următorul lucru. Am întâlnit foarte multe femei care au făcut avorturi. Avorturi legale și avorturi ilegale. Avorturi și pe vremea lui Ceaușescu și în vremurile actuale. Ele trăiesc cu o traumă. O traumă, să nu-i spun un păcat. Trăiesc cu trauma asta până la sfârșitul vieții. O traumă care se accentuează pe măsură ce ele înaintează în vârstă. O domnișoară vorbea din aur despre niște studii care taci, s-au făcut auzi? În avort și nu știu cât și la marea majoritatea lor nu declarau că au făcut ceva greșit. 5 ani nu înseamnă nimic. Sunt femei care probabil că în primii 5 ani... Nu știu cum, mea, copilul e nevinovat, e o viață, dar mama nu e. Mama care a fost violată, ea nu e nevinovată. O mizerie umană greu de descris. Poate chiar 10 ani, poate nu știu, nu simt nimic. Dar sunt femei care ajung, de fapt eu cred că majoritatea, unele regretă chiar imediat acest act, da, iar altele pe parcursul vieții. Mulțumesc pentru intervenție. Cât înaintează în vârstă, își dau seama că a fost o decizie groaznică. Mulțumim doamnei Capsali, mă avem și pe părintele Damaschin pentru o scurtă intervenție pe final la telefon. Dan Damaschin de la Iași se ocupă de copiii abandonați de părinți și am fi vrut să vedem punctul de vedere. Pot să spun că am fost la Iași să văd ce face părintele? Este un om extraordinar. Eu asta aș vrea să se rețină. Biserica are multe neputințe, biserica nu reușește să facă tot ceea ce ar putea face dacă ar avea și susținere financiară. Dar ce face părintele? Biserica în bugetul pe 2022 a avut cu 2,3% mai mulți bani decât în 2021 și suma asta a fost în creștere constant, 885 de milioane de lei, care înseamnă 179 de milioane de euro doar pe anul ăsta. Nu primește bani. Nu primește bani. Cam câte spitale se fac de banii aia, așa că ar fi să vă gândiți. Nu mari. Județene. Dan Damaschin, este absolut uluitor. Am văzut eu cu ochii mei, am intrat într-o biserică micuță din Iași. Da, ca să nu mai zic toată evaziunea fiscală pe care o face biserica. Nunți, botezuri, deci banii aia sunt dubli. Hai, poate nu dubli, dar tot sunt mai mult. La ora 7 dimineața se făcea și Sfânta Liturghie, dar l-am văzut cu ochii mei pe părintele, dând bani mamelor, sprijinind copiii care aveau poate 14-15 ani și erau într-o situație... Un înger, toți sunt așa. Domnul Michi, am eu un preot la bunica mea. Vine mor de beat în fiecare an și cerșește băutură pe la vecini. Vine cu de Paște, de Crăciun, de mai când să vine. Vine mor de beat. Doamna Istrate! Ce avea aveți un vinuț? Ăla la fel. Ia câte 50 de lei cu la fiecare de aia. Preoții care îmi bat mie la ușă, eu zic doar în experiența aia. Preoții care îmi bat mie la ușă cu pumnii și picioarele să le deschid, să-mi dea de bobotează căcaturile lor în casă. Păi, de cu ăia de cer la cele mai amărâte familii, milioane de lei, să le mormânteze copiii sau... Băi, dracu, nu mai există. Există unul!
Știu eu unul. Cum n-ai fost cu aia în viața ta? N-ai deschis în bine, am zis că nu știu să citești. Dar chiar în viața ta n-ai ascultat și tu un video pe YouTube despre cum să ții un debate sau ceva? Sprijinul bisericii înțeles, la ora asta pentru mamele care au trecut și printr-un avort este uriaș. Din punct de vedere terapeutic, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual. Mulțumesc că nici noi nu-l putem vedea acum. Sper să rămâi doar cu suportul ăla, Michi Nemțu. De fapt, nu sper, că nu-ți doresc. Bă, orice o mai trece prin nasoale. Bă, când o să treci prin alea cele mai nasoalele vieții tale, sper să te poți baza doar pe ajutorul dat de biserică. Bună seara, Doamne ajută, felicitări pentru emisiune foarte, foarte interesantă și vă rog, direct la subiect. Așadar, discuția este foarte importantă, cred că mai aveți nevoie de încă două, trei emisiuni pe această temă. Și mai avem două minute doar. Da, vă rog. Două lucruri să punctez. În primul rând, nu uitați, legea pro-avort din România a fost dată de un guvern post-revoluționar din care mai toți acești decidenți sunt în pușcării de drept civil. I-a băgat la pușcărie pe și l-a legalizat avortul. Că ce trebuie știut. În al doilea rând, nu se vorbește absolut despre urmările fizice ale avortului. Domnul profesor, nu spuneți nimic de infertilitate, nu spuneți nimic de cancere de sân și alte probleme de acest gen, nu se aude. Cancer de sân de la avort? Cancer de sân de la avort? Da, cel mai important al recu nu e, numai alții sunt. N-am auzit nimic în seara aceasta. Da, în al treilea rând, tema reală a unei astfel de emisiuni ar trebui să fie ce facem pentru ca mamele să nu ajungă la avort. Sunt o tabă la malul mării, am cu mine 150 de copii, toți care au scăpat de la avort. Invit toate domnișoarele care sunt favorabile avortului, dacă sunt atât de susținătoare a dreptul femeii, să vină să dea o mână de acestor copii, acestor mame, toți. Da, cunoscând istoria bisericii cu copiii, am foarte multă încredere în preotul care crește copii. Nu zic nimica mai mult, zic doar că există o istorie acolo, care cred că știe toată lumea. Am foarte multă încredere în... Da, să vină toate fetele la mine care vor să facă avort, să vină la mine special. Avortul nu este o soluție, este așadar o problemă pe care bolșevismul a adus-o în lume, iar acum neobolșevicii din structurile... Neobolșevism fiind un termen literalmente folosit de partidul nazist. Ideea de spaimă neobolșevistă, whatever the fuck that means, e literalmente retorică fascistă. Da, da? Doresc acest lucru. Da, tot ce nu ne place este neobolșevism. Se face avort, s-a făcut avort pe timpul lui Ceaușescu în bună stare. Sunt medici care reclamă și plâng, erau obligați să facă zeci de avorturi pe zi în spitalele de stat, încât problema cetății sau avortul este una falsă. Mulțumesc, părinte. Comentarii tot așa primesc pe WhatsApp. Suntem numărul 1 în Europa la mame minore. Înseamnă că și part tabăra anti-avort susține nașterea la vârsta... Când nu ești de la câți ani s-a căsătorit Regina Maria? Știi să-mi spuneți? Că sunteți un jurnalist foarte, foarte priceput. Nu știu, dar Aristotel... La ce vârstă s-a căsătorit Marea Regină Maria? Că tu și aia vasectomie și îi faci trivialul ăsta cu cine s-a căsătorit o babă de acolo 150 de ani? 100 de ani? Tu știi și aia vasectomie și îi faci quizing-ul ăsta? Ce vârstă? Suntem 2022. La 16 ani. 16 ani sau 17 ani. Scoateți-o, vă rog, din manualele de istorie că a fost... cumva sedusă de către Ferdinand, știți? Aș avea și o întrebare, dar vă întreb după aceea dacă Aristotel era căsătorit și dacă avea copii. Domnule, Aristotel a iubit soția atât de mult încât gândiți-vă ce fanatic era științei, a luat-o în luna de miere să facă investigații asupra peștilor din Mediterana. Vă dați seama ce fanatic al științei era. Era necăsătorit și n-avea copii. Nu, omul ăsta vorbește de chestii care s-a întâmplat acum 100 de ani, vă înțelegeți? Asta este exemplul lui. În această problematică care există atâta istorie recentă în ultimii 30 de ani, ultimii 50 de ani, el discută de Aristotel, el discută de Regina Angliei. Oh, good morning! Cât se poate de departe? Niciodată să nu vorbim despre ce este în fața noastră. Tua, Virginia, New Jersey, Alaska, Antananarivo, insulele Kiribati, Tasmania, Regina Elisabeta I, Aristotel, omul de Cro-Magnon, oasele lui Lucy, primul om descoperit vreodată, Australopithecus, bacteriile de sub apă din care ne-am format. Lasă-ne cu astea acum, azi, mâine! Mame minore, mame minore, dar voi știați că cu 200 de ani să futeau cop... No. Efectiv asta zice. Știați că cu 100 de ani era ok să fuți copii? Efectiv asta zice. O zic eu dacă... Da. Mă scrie și să o zic, dar ce nu o zic? Asta zice, asta a zis. Să-i scoatem din cartea de istorie. Păi ea, pe femeie care a fost luată la 16 ani. Ia să fie scoasă din cartea de istorie. Asta e... Să
sporit. Realizăm. Da? Putem să rămânem la temă? Domnule, nu știu ce informații aveți. Da, haideți că vorbim după. Școala Neamțu și Marile Cărți vă invită să faceți cursuri. Inclusiv despre... Aș face reclamă la TVR. Aristotel. Mulțumesc. Ați văzut omul mic care și-a dat seama că s-a făcut de râs în fața femeilor astora și-a băut toată lumea joc de el, până și colega lui de dezbatere l-a corectat că îi curge din gură. Cum s-a gândit el să scoată? Oh, n-am știut ce e vasectomie, n-am știut aia, tot ce efectiv, nu există nimic ce a zis vag adevărat sau măcar vag ok din punct de vedere retoric. Măcar vag. Cum s-o dau? Ah! Îi dau la m***ul ăsta. Că ați văzut că l-a luat. Păi, ce prezentator sunt dumneavoastră. Citiți, doamne, cărți. Cum i-a zis și mai devreme. Păi zine tu statistica după ce eu am mâncat căcat și e greșită de fapt statistica. Ce cărți? Vă invit la mine să citiți cărți. Ce cărți, măi, că așa faci? Omul de Cro-Magnon. Efect. Că el încearcă să zică că intelectual, să nu mă supun instinctelor mele animale, ci că ai sări la ăsta, mai vei un pic sări la el să-l bați, că ți-ai dat seama că te-ai făcut de râs, ultimul clovn. Du-te, vinde Herbalife, măi, băiete. Oricum, tare și Andrada și Oana și... cred că tot Oana? Diana, pardon, îmi cer scuze, Diana. Super, ne-am distrat! Băgam-i și...